Bună tuturor și bine v-am găsit la cea de-a patra ediție a webinarelor OTH, unde discutăm despre cele mai noi tendințe în tehnologie. Astăzi avem o temă nouă și interesantă pentru voi. Vom discuta despre cum faci trecerea de la legacy către microservicii, către infrastructura de microservicii în proiecte la nivel enterprise. Alături de mine îi am pe Vlad și Cosmin de la Fortec. Salutare, băieți! Ciao, ciao. Aș vrea, înainte să intrăm în subiect, să vă prezint pe scurt structura webinarului de astăzi. Avem o structură puțin diferită față de cele cu care v-am obișnuit până acum, în sensul în care vom păstra cele trei mari module, modulul întâi, pauza de la mijloc și modulul al doilea, dar dinamica va fi puțin diferită. Veți vedea că la început vă vor invitații noștri de astăzi, Vlad și Cosmin, vă vor adresa câteva întrebări. Și pentru a răspunde la ele, vă rog acum cei care ne priviți live să intrați pe oradeatechhub.ro/live, așa cum v-am obișnuit de fiecare dată. Deci intrăm pe oradeatechhub.ro/live. Și veți vedea că de fiecare dată live-ul puteți urmări în continuare acolo, dar în partea dreaptă veți avea o căsuță de la Slido unde puteți să veți putea vedea întrebările pe care invitații noștri le au pentru voi astăzi și unde vă invit și pe voi, după ce întrebările vor fi afișate, să veniți voi cu întrebări pe marginea ceea ce se discută, pentru că la mijloc, în pauza pe care o avem în webinarul de astăzi, veți avea ocazia să puneți întrebările voastre, veți avea ocazia să puneți pe tot parcursul webinarului, dar la pauza de mijloc ne vom opri ca să răspundem întrebărilor pe care le veți avea. Apoi, iarăși, invitații noștri au niște întrebări pentru voi, voi veți răspunde și ne mai auzim la final cu încă o sesiune de Q&A dacă pe parcurs mai apar anumite întrebări din partea voastră și doriți să știți mai multe. Bun, Vlad, Cosmin, pentru început, spuneți-ne puțin despre voi, cine sunteți? Bun, mă numesc Buravlat, lucrez în software development de mai bine de 10 ani. Să zicem că sunt un entuziastic clean coder. Tehnologia principală în care lucrez e Java. Sunt technical team lead. Am lucrat cu tehnologii diferite, de la IoT, la blockchain, cloud solutions, continuous delivery, microservices. Și în ultima vreme, mai mult cu aplicații enterprise și micarea lor din legacy application în microservices sau adaptarea lor pentru o funcționare mai bună, să zicem. Lucrez la Fortec de 5 ani de zile. Am fost, eu și Cosmin am fost printre primele persoane care au deschis biroul din Oradea. Și da, astăzi vreau să vă prezint despre soluțiile enterprise și cum putem să facem micarea spre să avem o viață mai bună. Mulțumim, Vlad, ne bucurăm să te avem alături de noi. Cosmin, ce ne poți spune despre tine? Salut, mă numesc Cosmin Ghiță, sunt unit manager în cadrul Fortec și site manager, mă ocup de birou din Oradea de vreo 5 ani de zile. După cum a spus și Vlad, suntem printre primii care au deschis birou din Oradea. Încă activez și ca software architect, ce un lucru care se va diminua probabil pe viitor și cu un istoric destul de lung în zona de enterprise application, special Java enterprise applications. Cam atât de scurt. Mulțumim, ne bucurăm să te avem alături. Cred că avem astăzi împreună cu noi doi oameni cu o experiență vastă și de la care avem multe lucruri de învățat. Dacă până acum am avut poate invitați mai mult în zona aceasta de startup, de proiecte mai micuțe, iată că azi avem ocazia să învățăm despre cum se fac și se lucrează la un nivel poate un pic mai mare. Cred că avem câteva întrebări pe care să le punem ascultătorilor noștri, nu? Da, avem mai multe întrebări pe parcursul prezentării, la care vă rugăm să răspundeți. Ne va ajuta ca să ducem discuția într-o zonă de interes pentru majoritatea sau și pentru cei care au diferite interese legate de prezentare. Una dintre întrebări este, sunt în engleză. Puteți să în românește liniștit, nu e nicio problemă. O să fac o romengleză plăcută, sper. Unde sunteți în zona de microservicii, dacă
credeți că e un approach pentru voi, dacă folosiți și dacă credeți că nu e potrivit în ceea ce faceți voi. În câteva secunde va fi afișată întrebarea și pe Slido, dacă intrați pe oradeatechhub.ro/live, lângă atașat video live-ului pe care îl avem, este o secțiune de la Slido unde putem să vedem întrebarea asta în câteva secunde, da? Se afișează? Hai să eventual să vedem. Întrebările astea ne ajută ca să știm audiența, să știm unde vă clasați și în ce părți ale proiectului ar trebui să insistăm puțin mai mult. Astfel încât dacă folosiți microservicii deja, am vrea să știu dacă le folosiți, dacă vă gândiți să le folosiți și dacă credeți că nu e approach-ul bun pentru voi. Astfel încât în prezentarea noastră, în anumite categorii sau în anumite domenii din prezentare, am dorit să intrăm mai deep dive și cum, după experiența care aveți și voi. Uite, deja avem 21 de persoane care au răspuns, 22 chiar, și votarea continuă. Dacă vedeți și voi, sunt 55% care au spus că da, folosesc, 52 de fapt acum, și 43% care încă nu sunt sigur că e cea mai bună abordare pentru ei. Și crește procentajul, deci probabil cam majoritatea o folosesc sau nu știu sigur dacă e o abordare bună pentru ei. Cred că întrebarea vine în contextul trendului din ultima vreme, când toată lumea auzind de microservicii, cred că e pastila perfectă pentru a rezolva orice problemă apare în vechea arhitectură de aplicație. Și de-aia acum vrem să știm dacă ați folosit și după aia probabil într-un Q&A mai târziu să și discutăm dacă a fost un approach bun și pentru voi. Ok, uite, sunt 32 de oameni care au răspuns. Vreau doar să mă asigur, Vlad Cosmin, vedeți și voi rezultatele, nu? Da. Ca să știți. Vezi? Da, pe oradeatechhub.ro/live, acolo sunt afișate în timp real. După ce se răspunde la întrebare, toată lumea poate să vadă și procentajele. Stai așa, un pic să răspund și eu. Așa. Da. Și dacă puteți să vedeți, sunt 34 de oameni, avem chiar și un record, să zic, până acum de persoane care participă în polurile acestea pe care le facem noi în webinarii. Dacă v-ați făcut o idee despre nivelul la care sunt ascultătorii noștri, am putea eventual să trecem la următoarea întrebare? Da, am putea trece. Se cam păstrează trendul, deci e ok. Și următoarea întrebare ar fi cam care este size-ul echipei care activați mult de față? 1-10, 10-20 sau dacă activați în echipe foarte mari, gen 20 și 9-9-9, sper că ar fi o limită potrivită și pentru voi. Ne gândim să reconvertim Oradea în IT mai mult decât în momentul de față. Cred că ne apropiem acolo de, nu știu, populația orașului București. Creștem hub-ul de IT în Oradea și crescând la un nivel mai mare, sperăm să aducem mai mulți developeri. Doamne ajută! Pentru că în ultima vreme a fost o migrare spre orașele gen Cluj, Timișoara și așa mai departe, chiar București. Noi încercăm în momentul de față și cu foarte încearcă în momentul de față să realoce oamenii în Oradea și să creștem un pic hub-ul de IT în Oradea. Ceea ce am și văzut în ultima vreme, că a fost o creștere, poate chiar exponențială. Ne bucurăm. Cel puțin pentru foarte a fost. Da, ne bucurăm. Cred că toată comunitatea beneficiază în urma acestor decizii. Tocmai de aceea și Fortec este implicat și în inițiativa pe care o avem la Oradea Tech Hub și ne bucurăm să vă avem alături. Majoritatea persoanelor care răspund sunt în echipe de până la 10 persoane, 62%. Apoi sunt cei care lucrează în echipe de peste 20 de persoane și apoi între 10 și 20. Deci majoritatea lucrează în echipe până 10 persoane.
Avem 31 de răspunsuri, aproape cam cei care au răspuns și la primele întrebări. Cred că putem să intrăm în subiect și să vedem exact, poate să ne spuneți mai mult despre ce faceți așa în general la foarte puțin în parcursul vostru și să vedem apoi studiul de caz în proiectul pe care l-ați implementat. Probabil nu știu cât de mult știu despre Fortec. Fortec este companie 100% românească, deci 75% suntem, să zicem, undeva mid-senior level, deci un procentaj destul de bună zona de expertiză bună tehnică. Avem în momentul de față 4 delivery centers în România, cel din Cluj-Napoca e cel mai vechi, bineînțeles. Oradea și Iași s-au deschis simultan, acum 5 ani. Și Brașovul s-a deschis, dacă nu mă înșel, în trecut, s-a deschis la Brașov. O scurtă întrebare am eu aici. Între Oradea și Iași, că a spus că s-au deschis simultan, cam care e raportul de forțe așa, la număr de angajați, în ce parte sau? Cel din Iași la început a fost, să zicem, a crescut mult mai bine decât noi, adică mult mai bine, să zicem, s-au băut, așa, am zis cum să o zic, așa, dar mult de față suntem aproape dubli ca și față de Iași. Deci Oradea vine din spate. Am mulțumit. Puternic. Da, momentan am crescut cu cinstură, sănătos, sper să ne menținem așa, sper să ne menținem așa, Ne apropiem de 100, zic eu, sperăm să și bifăm, suta de angajați, la vreodată. Da. Ca clienți avem all over the world, dar avem cei din US și Western Europe. Suntem, după cum știu, cea mai mare companie de outsourcing din România. Deloitte câteva premii au fost date și anul ăsta și în anii anterior. În special avem clienți din US, Europa de Vest, Germania și Elveția sunt cei mai mari clienți pe care avem. Ok. Next slide. Așa. Ca și tehnică, know-how, ca să vedeți, ca și teologie core suntem Java, într-o bună parte, dar .NET-ul și restul sunt destul de aproape. Avem expertiză cam în toate ariile tehnice, zic eu, posibile, inclusiv pe machine learning sau artificial intelligence, cele mai noi, să zic, avem. După cum vedeți, sunt 250 fiind de Java, restul .NET, QA, web, mobile, inclusiv avem de COBOL și am avut training-uri de COBOL, nu știu cât de mult ați auzit despre COBOL, dar încă mai trece și sunt platforme destul de critice pentru clienții noștri care încă funcționează COBOL. Am avut internship-uri pe COBOL anul trecut, dacă nu mă înșel. Okay. Aveți acolo câteva tehnologii. Da, avem tehnologii și mai vechi și mai noi, de-aia zic că poate așa a fost oarecum o paralelă între avea AI și COBOL, cumva nu se prea potrivesc într-o firmă, dar dacă ești de mare, cred că se potrivește. Da, ține până la urmă și de portofoliu de clienți și nevoile lor. Exact. Printre clienții, poate putem enumera pe câțiva mai, să zicem, mai importanți sau pe care ne întâlnim și noi, sunt cei de la Hyperion, este o firmă de investiții și funding de real estate, cu ei am și dezvoltat, suntem în parteneriat și dezvoltăm o platformă de care include machine learning și AI. Avem T-Systems, care zicem, sunt destul de vechi ca și parteneri, Nuance, Swisscom, o companie despre care o să și prezentăm astăzi our study case. Okay. BCA, Osram și mulți alții. Cred că una dintre chestiile care, zic eu, iar ne mândrim oarecum și satisfaction score, în fiecare an se trimite un survey către clienții noștri pentru a măsura nivelul de satisfacție pentru serviciile pe care le oferim și de când facem asta tot timpul am avut un scor destul de mare și la 220 de clienți nu cred că e așa de ușor să menții scorul ăsta. Felicitări. De obicei e greu să mulțumești. Da, e greu, mulțumesc. De obicei e greu să mulțumești poate unul sau de clienți, dar 220. Acum ne lăudăm. Că... Da, aveți ocazia. Da, așa. Băi, acum despre asta. Da, vrem să fie o încurajare. Să fie o încurajare și pentru cei care poate sunt mai mici acum, că uite, în România o companie cu capital 100% românesc
Da, are în spate un istoric, dar se poate. Te rog, Cosmin. Următorul. Da. Bun. Acum, atâncând la chestiile mai interesante pentru developer și pentru programator, cum zicea Cosmin, un proiect care am ales să-l prezentăm astăzi din zona de telecomunicații și mai exact pentru Swisscom. Swisscom e o companie de telecomunicații din Elveția care are în jur de 80-90% din piața din Elveția, aici însemnând persoane fizice, dar și persoane juridice, ca și bănci, de exemplu. Iar tool-ul care noi l-am preluat acum 3 ani și 2 luni mai exact, chiar m-am uitat că îmi apăreau pozele, care le-am pus chiar în prezentarea asta la începutul prezentării, că sunt chiar pozele făcute în Elveția în momentul takeover-ului. Acum 3 ani și 2 luni am primit primul soft de la ei și se numea Allegro. Acest soft e un soft de order management și mai exact reprezintă un sistem care permite configurarea diferitelor produse, da? De la instalarea unor sisteme de fizice în case, de exemplu cineva vrea să-și pună internetul sau vrea să-și instaleze televiziunea prin cablu. E un sistem care permite crearea acestor abonamente generice, dar și customizate pentru orice client, venind de la telefonie, la televiziune, la internet, dar și mergând mai departe cu aceleași sisteme, în mare parte pentru B2B, adică pentru firme care au nevoie de suport, order, reports, factory planning și așa mai departe. Aceste abonamente sau produse sunt definite de o echipă de solution designer și care face ca aceste produse să fie complet dinamice. Hai să ne imaginăm așa că într-o bancă avem diferite sisteme, de la telefonie fixă la telefonie mobilă, VPN, televiziune și internet, să nu uităm și internetul. Toate aceste subscripții, dacă ne imaginăm într-o bancă, sunt dinamice, adică șeful are un abonament mult mai bun pentru telefonul mobil față de portar. Da. Sau telefonia fixă poate să difere de la o bancă la alta, soluțiile de VPN, televiziunea, câte canale se pot vizualiza în bancă, câte nu. Și toate aceste soluții într-un sistem de order management sunt dinamice, istorizarelor. Acest sistem, cu alte cuvinte, să zicem, aplicația core într-o aplicație de telecomunicații. Chiar ne putem imagina ceva din România, RDS. Da. Adică are un sistem asemănător care permite de la solution designer, la customer order, service desk, dar și mergând mai departe la partea de factory, implementarea, comenzile către alte țări pentru device-urile fizice și în cele din urmă reporting și billing, care e un sistem foarte important. Da. Aplicația asta am ajuns să o preluăm acum 3 ani și datorită unor probleme mari de performanță care se întâmplau în production. Și în cele din urmă am vrea să vă prezentăm efectiv, să zicem, roadmap-ul care l-am ales cu această aplicație, dar care am văzut sau pe baza mai multor takeover de genul, am descoperit că a fost un pattern și un pattern bun și care, să zicem, l-am și corectat în timp. Și am vrea să vă prezentăm efectiv migrarea sau takeover-ul de la o firmă care făcea soft-ul în momentul respectiv la o altă firmă. Putem să ne imaginăm de genul, adică o persoană e angajată într-o firmă, da? Și șeful aduce un alt coleg lângă el și zice, te rog frumos să explici noului tău coleg cum ai făcut softurile până în momentul de față, iar dacă te descurci, persoana respectivă o să-ți ia locul de la 1 ianuarie. Ne imaginăm că takeover-ul de proiect, în general, nu e o chestie foarte ușoară. Chiar dacă zicem că suntem profesioniști, chestiile astea ar trebui să se întâmple automat, proiectele ar trebui să fie documentate, ar trebui să fie CI/CD, totul ar trebui să fie perfect. Însă, într-o lume reală, în care trăim, nu există așa ceva. Și acest tool folosește un framework foarte bine cunoscut în zonele de telecomunicații și se numește
frameworks. E un standard pușat de către mari, să zicem, furnizori de servicii de telecomunicații. La fel cum în IT sunt diferite framework-uri, diferite standarde sau pattern-uri de programare, la fel și în telecomunicații există anumite denumiri care sunt la fel între toate companiile de telefonie sau de televiziune. Un fel de clasificare. Așa. Exact. Acest framework e folosit, după cum vedeți, de foarte multe companii din lume, de la IBM, Vodafone, Swisscom, UPC, Fujitsu, Motorola și așa mai departe. Însă aplicația asta de order management era folosită în două companii mari, din cele care le vedeți aici, Swisscom și UPC. Adică, la început, aplicația respectivă era folosită mai mult ca și platform as a service și era folosită cu mai mulți tenants, adică pentru fiecare tenant, aplicația afișa chestii diferite și așa mai departe. Și a început în luna septembrie, acum 3 ani, Project Takeover, Knowledge Transfer. Am ajuns în Elveția și am primit codurile sursă. Codurile sursă erau livrate pe un stick, de fapt pe două stick-uri, pentru că dependențele nu încăpeau pe un stick și la două stick-uri. Nu aveam acces la niciun source code, adică niciun git repository, nu aveam acces la niciun staging configuration, nu era CI/CD compatible, adică toată lumea făcea release-urile în moduri diferite și fără nicio documentație. Nu aveau SQL versioning, adică aveau scripturile de SQL și rulau SQL-urile în production, manual. Era o arhitectură foarte complexă, peste 2 milioane de linii de cod și code coverage-ul era under 40%. Ne imaginăm la o aplicație cu trei layere, adică avea un frontend, decouple, un backend și baza de date. Dar ce mai important, luând documentația care ne-a dat-o până în momentul de față și alături de ei, n-am reușit să compilăm proiectul. Astfel încât, asta am încercat la sfârșitul lunii august, la începutul lunii septembrie ne-am deplasat în Elveția, 4 persoane, după cum arată și în schema de aici, și Cosmin a rămas în România ca să facem setup la echipă. Adică știind că proiectul e foarte complex, știind că o să avem nevoie de scalare și la nivelul oamenilor, am luat decizia ca 4 persoane să meargă la takeover, să zicem la firma curentă care dezvolta softul, și o persoană să se ocupe de ramp-up în România. Astfel încât noi încercam să facem o anumită parte în Elveția, mare parte din setup, și în România Cosmin reproducea acela setup, adică o zi de lucru, două, trei în Elveția, Cosmin reproducea cu echipa în România și făcea setup-ul development. Știind că din ianuarie noi o să fim singuri, adică o să fim singuri furnizori de soft din ianuarie încolo. Să zicem că în septembrie am primit codurile sursă, pe la mijlocul lunii septembrie, și am început ceea ce cred că trebuie să se facă la începutul fiecărui takeover, development setup. Ca să poți face orice soft, trebuie să setezi un local environment în care să dezvolți softul respectiv. Setarea unui local environment durea aproape 2 zile. Erau nevoie de foarte multe tool-uri de setat. Și primul setup și al doilea au durat aproximativ 1-2 zile. Adică erau nevoie de un anumit sistem de operare, erau nevoie să creăm anumite path-uri, funcționa doar pe Linux, anumite path-uri în sistemul de operare, anumite tool-uri și mergea sau nu mergea. Și nu prea era un ID project. Ei aveau deja făcut proiectul de alte persoane, aveau un VM și așa dezvoltau ei softul respectiv, în VM. De aia lor le era puțin mai ușor, să zicem, setup-ul dura mai puțin, pentru că ei aveau un VM, îl porneau și făceau toată dezvoltarea în VM-ul respectiv. Și era setat în ID, dar foloseau în momentul ăla IntelliJ, însă era importat așa, nu multimodul sau chestii de genul, erau doar, cum ți-ai imagina, un folder structure importat în ID și ei făceau development. Am început să facem development environment setup și am pus toată aplicația în Docker. Am făcut un container, și build-ul se rula într-un container. Deci am reprodus setup-ul care l-aveau ei local, am făcut o imagine de Docker și tot codul sursă l-aveam pe mașină, adică să ne imaginăm așa cum se întâmplă și în pipeline-urile de Jenkins și celelalte. Aveam codul pe mașină
Însă tot build-ul se întâmpla într-un Docker și după aia, din Docker-ul respectiv, artifact-ul care îl producea era deployed pe un server. L-am transformat în ID Project, adică am încercat să ne facem un high-level overview cum arată proiectul și am mapat toate folderele ca și module și l-am făcut, să zicem, am salvat într-un Git tot proiectul, la fel și structura proiectului, ca să fie ramp-up-ul mult mai rapid. Ce am făcut? Proiectul, unul dintre stick-urile care ni l-a dat, erau și librării, fiind un Java application, aveau multe. Aveau în jur de 10-20 de librării, custom-made, care erau nevoie ca proiectul să se compileze. Am luat toate librăriile care erau pe stick și una câte una l-am pușat într-un Nexus repository, astfel încât echipa din România, noi am făcut o singură dată setup-ul să pușăm dependențele respective într-un Nexus, echipa din România, luând efectiv codul sursă și luând imaginea de Docker, în, să zicem, maxim o oră cu tot cu setup-ul calculatorului, adică un calculator nou luat, instalat Docker, instalat IntelliJ și așa mai departe, luându-și codul sursă, descărcând imaginea de Docker care permitea compilarea codului, reușeau în 10 minute, 15 minute să aibă environment-ul up and running. Asta am făcut primul pas. Am început să analizăm și code quality-ul cu SonarQube, pentru că ei nu aveau ceva de genul, și am văzut ce module au unit teste sau ce module nu au unit teste, astfel încât când atingem o bună bucată de cod, am fi știut dacă ar trebui să testăm mai mult sau mai puțin sau unde sunt problemele majore. Și cu code quality, cu SonarQube, am descoperit că code coverage-ul pe partea de front-end, zic front-end, deși era un Java IE application cu JSF, aveau foarte mult business logic în partea de front-end. Deci, dacă unii de părerea că n-ar trebui scrise teste pe front-end sau nu, aici erau nevoie pentru că erau foarte mult business în partea de front-end, adică și front-end-ul ajunse ca un back-end, având baza lui de date, back-end-ul avea baza lui de date și code coverage-ul era undeva la 40%, 20% pe front-end și 40% pe back-end. Cum am zis puțin mai devreme, și am început să facem și un continuous build cu Jenkins. Astfel încât, având codul sursă pe un version control, având environment-ul de imaginea de Docker build, am creat un pipeline care permitea dezvoltarea feature-ului și efectiv rularea tuturor testelor de quality, dar și de să ne asigurăm că proiectul e tot timpul compilabil. Adică un continuous build la fiecare modificare care o faci. Și în același timp, în România se întâmpla un ramp-up, adică Cosmin în același timp pregătea colegii pentru noi, să zicem, pentru noile feature-uri sau noile implementări care urma să le facem. A urmat parte de transition phase, parte de ramp-up pe partea de business. Vlad s-a ocupat cu încă câțiva colegi ocupat de partea tehnică, se trata de development environment și infrastructură. Și pe cealaltă parte în care trebuia să facem un takeover și de features, trebuia să facem și un ramp-up acolo. Cum s-a desfășurat? Primul rând s-a făcut un pilot PI plan. Ce înseamnă pilot? Adică o încercare de a face un program increment planning în care să planificăm un anumit set de features pe o anumită perioadă, 2 luni, 2 luni jumate, cu anumite obiective și să livrăm în perioada respectivă. Cum s-a desfășurat? Am mers 2 persoane în Elveția, am făcut oarecum 2 echipe, în care erau un mix de la noi din Fortec, de la client și din parte de business care își prezentau feature-urile. A fost 20 de planning. În prima zi era oarecum breakdown la feature și oarecare ce refinement. Și cumva la a doua zi să avem planning-ul final. Toată ceremonia s-a desfășurat într-un open space, oarecum cu mese destul de arătroate și asta a făcut cam dificilă comunicarea, pentru că toată lumea vorbind la un moment dat nu prea mai era clar cine strigă mai tare. Cum au venit feature-urile? La fel de bine cum a primit și codul. Features n-au fost deloc discutate înainte. Primeam feature-uri cu scrise pe foaie, cum se face la un în safe metodologie la un planning, scrise pe foaie cu 3 cuvinte în germană, nu în engleză, în germană.
Și le primeam și ziceau, ok, estimați, cam așa erau. Noi în echipă eram eu, era un coleg care era un product owner, un scrum master și un fel de solution architect. Și trebuia să estimăm. Feature-urile deloc, not refined, nici măcar discutate în prealabil, nici descrise. Fiind doar trei cuvinte de germană, nu prea aveam ce să discutăm. Vlad. Așa. Mă auzi? Da, te aud, numai că ai pus altceva pe ecran. Bun. O problemă. Clientul avea un waterfall mindset. Nu lucrase în agile deloc înainte, literalmente deloc înainte. Nu avea nicio cunoștință, nicio informație de cum ar trebui să desfășoare agile. Și pentru el, lor îi spărea foarte normal să-ți dea ceva așa by hand și de acolo încolo să te scuși și să și estimești, să și faci commitment că vei livra. Și asta cumva a fost foarte dificil, să vă zic de ce. În cadrul estimărilor foloseam Scrum Poker, nu știu cât de mult știți despre asta sau dacă știți. E simplu, se descrie un story, mă rog, împarți feature-ul respectiv, îl împarți în story-ul și după aia îl încerci să-l estimezi. Noi aveam ca și fiind la început un story point one man day, ca să fie simplu. Adică dacă ziceai că e un story point, aia semna că era o zi de lucru pentru o persoană. Și ca să vă zic, big gap in estimations, între noi developerii și cei de la, să zicem, product owner sau cei din zona de business, era ceva genul, eu estimasem vreo 13 zile pe un story și estimasem vreo 2 sau ceva în genul ăsta. Deci era o diferență foarte mare. Pot să vă zic doar că au fost niște discuții destul de, să zic, aprinse între noi și ei și cumva încercarea de a le explica că nu e atât de simplu. Ei încercau să explice că trebuie să adaugi doar o coloană la sfârșitul unui tabel și după aia mi-am arătat că de fapt tabelul ăla e dinamic și vreo cel puțin 13 clase doar pe front-end care trebuie modificate, fiind dinamic, fără să mai zic de back-end și informații cum trebuie să vină. Și abia așa cumva reușisem cumva să îi fac să zicem, să ajungem la ceva de comun acord legat de asta. La sfârșitul celor 20 de planning am reușit să stabilim totuși ce avem de livrat. Și ne-am întors, să zicem, acasă, dacă pot zice, și fericiți. Poți să înțelegi următorul slide? Ok. Era bună o poză. Ați avut o poză la început și poate era o poză acum cu cum v-ați întors, cât de fericiți. Dar cred că cred că ne dăm seama că am și cei care au experiență în domeniul ăsta cu siguranță. Cu siguranță. Doar acum că tot am întrerupt, îmi cer scuze, vreau să... Cred că au mai intrat persoane pe parcurs și întreba cineva dacă e înregistrat. Da, webinarul e înregistrat, îl veți găsi pe pagina noastră de Facebook și pe pagina de YouTube. Și vă invităm să puneți întrebările voastre în timp ce Cosmin sau Vlad vor prezenta mai departe. Dacă aveți întrebări, pe oradeatechhub.ro/live. Lângă live-ul pe care îl puteți urmări pe această pagină, oradeatechhub.ro/live, aveți și o căsuță de la Slido unde puteți să puneți întrebările voastre. Încerc scuze, Cosmin, te rog să continui. Nicio problemă. Ce s-a întâmplat? De fapt, Transition Phase a constat oarecum din două, de fapt, sunt trei stream-uri, fiind cel stream-ul de infrastructură și tehnic, fiind și încă două stream-uri oarecum de knowledge transfer pe zona de business features. În general, când se planifică o schimbare de supplier, pentru că în primul rând clientul e cel care își manifestă dorința asta, își face și un plan. Și în general planul e făcut de manager. Sună frumos pe foaie, de exemplu, să zici că faci sesiune de knowledge transfer, în care ce faci de fapt? Îl rogi pe supplierul actual, vorba lui Vlad, pe colegul tău care deja e în firmă, îl rogi să-ți facă niște sesiuni de knowledge transfer. Și de fapt ce se întâmplă? Supplierul cel actual își pregătește niște sesiuni de training și bineînțeles că își va trimite cei mai buni oameni ca să-ți arate ție cum funcționează. Bineînțeles că nu. Își va trimite oameni care nu au deloc expertiză în zona aia și orice întrebare îi vei pune omului o să zică eu n-am lucrat aici, o să revin cu răspunsul altă dată. Și se întâmplă asta, vă pot confirma că nu e un singur takeover, ci au fost mai multe în care aceeași situație se întâmplă. Dar ca să revenim, au fost două stream-uri pe partea de business. Cel în care am fost și am făcut un pilot PI planning și erau câțiva colegi deja pregătiți din septembrie, care deja continuau sesiunea niște knowledge transfer sessions cu supplierul actual.
erau două sesiuni pe săptămână cu diferite topice, nu știu, configurare de produs, indexare în Elasticsearch, erau și mai tehnice și mai de business. Partea bună e oarecum că aveau și o parte tehnică, adică fiecare prezentare avea cumva și un feature pe care trebuiau să-l implementeze colegii respectivi. Se implementau, oarecum se implementau în paralel cu cei din cu supplier-ul actual și încă implementa feature, pentru că avea de livrat până la sfârșitul anului. Și cumva și noi încercam să implementăm pe lângă ei cu cealaltă echipă care făcea knowledge transfer. Partea, după cum ziceam mai devreme, era clar că sesiunile erau de o calitate destul de slabă. Participând la câteva dintre ele care erau cele mai tehnice, punând câteva întrebări, pur și simplu răspunsul erau ori greșite, ori erau pe lângă subiect și nu te ajutau cu nimic. Pe lângă asta, documentația oferită de client era foarte slabă sau outdated, adică nici măcar nu era la zi, și pe lângă asta, din nou, o primisem toată în germană. Tot ce foloseam un Google Translate ca să reușim să mai cumva să facem un paralel, să vedem, să înțelegem ceva ce se întâmplă în documentație și ceea ce e în cod. Ce pot să zic de asta, de sesiune de knowledge transfer? Nu, eu personal nu le-aș recomanda și nu sunt deloc utile și nu ajută deloc în nou un obiectiv final. Pot să vă zic la finalul celor două streamuri, adică în decembrie, cei care eram și făcusem pilot planning-ul și în care chiar lucrasem pe feature-uri, să zicem, reale și cu business-ul, eram cu mult, mult, mult mai avansați în cunoștință decât cei care făceau knowledge transfer session. Celorlalți a trebuit aproape atâta timp să-și revină pe același level de cunoștințe ca perioadă față de cum eram. Da, din moment ce voi încercați să rezolvați deja, era o problemă, de asta s-a schimbat supplier-ul și v-a învățat supplier-ul care făcea într-un fel. Și? Da. Corect. Exact. Asta-i. Dar și deci faptul, cum ți-am zis puțin mai devreme, e faptul că cu angajatul, adică aduci pe altcineva și zici, ok, dacă te descurci de anul viitor, dacă se descurcă de anul viitor, o să-ți ia job-ul. Și atunci persoanele respective din firma aia știau că noi suntem persoanele care au venit să preia proiectul sau o să preia proiectul, iar dacă ne descurcăm, hai să zicem așa pe față, dacă ne descurcăm, o să le luăm proiectul și ei o să piardă proiectul respectiv. Nici commitmentul lor, poate unii erau mai bine sau mai rău intenționați, dar nici commitmentul lor nu era la nivelul la care, să zicem, noi care preluam proiectul ne așteptam. Okay. Da, aici e vorba despre profesionalism. Spuneați că în viața reală e mai, exact, mai diferit. Da, te rog, da. Cosmin. Exact. Bun, pe lângă asta în transition phase s-a început, Vlad s-a ocupat de partea de application versioning, continuous build. Au început să se facă replace la dependencies based on sources. Aici o să vă zic că Vlad n-a mulțumit pe partea asta. Cred că cea mai complexă sau cea mai complicată parte a fost partea de reverse engineering pentru release, pentru că procedura lor de release se aplica pentru environment-ul lor pe care noi încă nu l-aveam și nu puteam să folosim. Ei aveau tot felul de network file system montate la ei pe un calculator după care făceau release și era, cum zic, tot environment-ul era cumva pregătit. Noi, neavând asta, nu prea aveam ce să facem. Trebuie să facem un reverse engineering după un release făcut, să vedem cam cum ar trebui să-l avem. Ce s-a întâmplat? Tot în noiembrie ne-am împărțit totuși pe echipe. Cred că ce am, poate nu am menționat mai devreme, făcând PI planning-ul respectiv și lucrând după Safe Scale Agile Framework methodology, toată structura organizațională era făcută după Spotify model. Cei care sunt familiar știu, este un tribe și în tribe sunt squad-uri, plus support chapter sau cum se numesc, structurate după Spotify model. Și ne-am împărțit în squad-uri, bineînțeles ne-am dat și niște nume, Bugbusters, în care prima am fost implicat, 42 a fost Vlad implicat. Cei din training team, ăia nu aveau încă nume, fiindcă erau așa, doar făceau sesiuni și nu am vrut să-i dăm nume. Glumesc, chiar nu făcuseră echipă pentru că erau încă în sesiunea de knowledge transfer. Și cumva încercam deja să ne setăm, să ne acomodăm și cu toată lumea să se acomodeze cu structura nouă și pentru client. Pentru noi nu era așa de mare, dar pentru client era foarte mare structura respectivă. Dar las privat să vă zic mai multe despre partea de application versioning, continuous build și mai departe. Da, deci nefiind doar un versioning a aplicației și supplier-ul
curent, nu aveam niciun versioning. Știm toți cu cei cu experiență cât e de important prin faptul că noi nu aveam, n-am avut sau nu avem niciun momentul de față pe posibilitate să facem deploy a unei aplicații în production. Știm cât e de important să vorbim despre aceeași aplicații în momentul când sunt unele probleme. Astfel încât prima nevoie a fost să facem, după ce am făcut local environment setup, am făcut application versioning și am și introdus această parte în continuous build. Adică fiecare commit, și o să vă zic mai departe, folosim trunk-based Git flow, doar cu master, astfel încât fiecare commit pe master însemna o nouă versionare cu snapshot și aveam și releases în acel moment. Dar cred că cel mai important punct era replace dependencies based on the sources. Noi am primit niște module de la ei și, cum vă ziceam puțin mai devreme, am primit cam 12 artifacturi dependența proiectului și am primit și niște coduri sursă. Dar ne-am primit și versiunile dependențelor respective compilate datorită ca să pornim proiectul. Astfel încât făcând, luând acele dependențe, să luăm toate codurile sursă care ne-au dat ei provide și înlocuindu-le în aplicația noastră, am descoperit că aplicația nu se compilează. Și în momentul ăla a început din nou un ping-pong, pentru că noi nu aveam toate codurile sursă la toată aplicația. Și atunci, unele erau ei proprietari, unele nu erau ei proprietari. Și astfel încât noi am aflat că, de fapt, noi nu avem tot codul sursă. O parte din codul sursă e firma curentă care ne-a livrat proiectul sau care era current supplier. Erau ei proprietari și nu o să le primim niciodată. Astfel încât noi am și mers în direcția să facem reverse engineering la dependențele respective și să înțelegem impactul care l-ar putea avea în viitorul apropiat sau depărtat. Adică am înțeles ce folosesc librăriile alea, ce fac în codul sursă și am și făcut o listă de impact care ar putea să-l aibă în aplicație. Dar cel mai important, am înțeles, ok, noi compilam aplicația și se deploia într-un local environment, dar conceptul de release trebuia să trimitem toate configurările, parole, fișiere, scripturi și așa mai departe pentru production, pentru care n-am primit nicio documentație. Ei ne-au dat codul sursă, însă nu ne-au dat o documentație cum se face release-ul. Astfel încât am luat un release anterior, care l-au făcut ei provide, și am verificat toată structura, să zicem, folderelor, care sunt momentul care era un release-ul respectiv, și încet, fișier cu fișier, am făcut un release, care s-a dovedit a fi și successful, dar după o lună de lucru. Chiar dacă par foarte multe chestii, conform timeline-ului, să nu uităm că e doar noiembrie. Adică noi în septembrie am mers acolo, la sfârșitul lunii septembrie am primit codul și octombrie și noiembrie, toate setup-urile astea le-am făcut în decurs de două luni. Mergând mai departe, în decembrie am făcut primul release și cred că asta e una dintre cele mai bune approach-uri care puteți să-l aveți cu un supplier de la care preluați softul. Să vă asigurați că ultimul release sau penultimul și ultimul release care e făcut de firma respectivă, să-l faceți voi pe baza codului sursă care îl primiți la ei, de la ei. Astfel încât, făcând un release sau făcând ultimul și penultimul release, dacă aveți posibilitatea și mai multe, vă asigurați că pachetul de cod sau codul sursă care îl aveți voi coincide cu aplicația, cu ce au ei, astfel încât voi aveți codul sursă, puteți să faceți release-ul respectiv, funcționează, vă asigurați că ați primit toate dependențele sau aproape toate dependențele care vă permit să faceți un release. Și în luna decembrie am și separat primul modul din aplicație, era un workflow engine, era un workflow engine care era doar ținut în codul sursă, foarte mare ca și dimensiuni, însă nu avea nicio legătură cu aplicația și l-am scos afară ca și un nou modul. Astfel încât nu am mai făcut release de fiecare dată la el. Și important că în același timp, echipele de care Cosmin vă zicea puțin mai devreme, au început să implementeze feature-ul. Chiar dacă erau în paralel sau mici funcționalități, au început să le implementeze alături de provider-ul inițial. Am pus în luna decembrie și focusul foarte mare să lucrăm pe infrastructură și pe automation, astfel încât în momentul când venim și preluăm softul, adică din ianuarie, cum am zis mai devreme,
când venim din ianuarie, noi trebuia să facem provide la un release în cât mai scurt timp, ca să nu fie aplicația down dacă sunt anumite probleme. Astfel că ne-am axat să lucrăm pe infrastructură, să avem un test environment și mai departe să putem crea un release în câteva minute și să-l și testăm în câteva ore, astfel încât în cazul unui defect să avem cât mai puțin downtime sau să oferim cât mai repede suport. Cred că e foarte important e perioada ianuarie. Aici a fost prima lună fără suport. Și noi am deja, știind că luăm codul, în luna decembrie-ianuarie am făcut o procedură de development. Cu cât sunt mai multe persoane, cu atât e mai greu să lucrezi în paralel. Astfel încât toată lumea, indiferent de cum e procedura, poate fi, însă toată lumea trebuie să lucreze într-un way, adică să știe cum se lucrează, code review-uri, procese și așa mai departe, să nu vă gândiți la procese foarte complicate. Însă toată lumea trebuie să respecte același git flow, același pattern, code review-uri, procese simple, dar care te ajută să fii organizat în cod și în procesul de development. Noi am, aici a fost primul feature implemented, primul feature sau primul task implementat oficial de noi, că până atunci noi le făceam în paralel cu firma inițială, însă noastră nu ajungeau niciodată în release. Și atunci a fost primul mic feature care noi l-am implementat și l-am pus în cod. Așa? Însă, Cosmin aici a avut un challenge foarte mare, production defect support, adică dacă s-ar fi întâmplat ceva, ar fi trebuit să și suportăm sau să fixăm problema respectivă. În același timp făceam un test environment preparation și a apărut, ca și întotdeauna, după handover, primul bug în production. În ianuarie, unde Cosmin a fost nevoit să plece, a fost nevoit. În prima lună, așa am căzut la comun de acord cu supplierul curent, o să facem suport și o să mergem în site, pentru că noi nu aveam acces în momentul respectiv la infrastructura, la toată infrastructura sau la production, din cauza reglementării care sunt în Elveția și România. Adică datele cu caracter financiar nu pot să iasă din Elveția, astfel încât a fost nevoit să se deplaseze în Elveția și să ofere suport în prima lună. Și cred că Cosmin poate să vă zică cum o decurs partea de suport. Da. Cred că aici, probabil de partea de suport, e foarte important pentru clientul tău pentru care faci proiectul să simtă că ai suport din partea lui. Și cumva asta a fost unul dintre motive pentru care ne-am deplasat. Am fost în Elveția în primele două săptămâni. Știu că chiar la 1 ianuarie, din 2 ianuarie, totuși fiind zi liberă și la ei, am călătorit și am stat în Elveția 2 săptămâni. Bineînțeles că primul bug în production a fost și în prima zi. Neintrodus de noi, introdus de firma precedentă. Eu, întrebând totuși dacă mai avem ceva suport de la ei, clientul și clientul mi-a zis, da, cred că mai avem suport, am trimis un e-mail către cel cu, uite, aveți un bug, ce facem? Și au zis, ne pare rău, it's on you, asta este. Da, exact. Ne descurcăm. Și la într-un final, bineînțeles că am găsit cam care a fost root cause-ul, l-am fixat. Cumva a fost primul și a fost singurul ca norocul. Au mai fost câteva probleme, dar au fost, zicem, nu blocare sau critice, pe care am putut să le mitigăm ulterior fără să fie nevoie de release, de un hotfix în producție. Dar cred că aici poate ce aș vrea să menționez e mai mult parte de trust pe care trebuie să o câștigi în momentul în care preiei proiectul și bine să fii acolo lângă client, chestie care îți dă un trust. Și cumva ulterior, trustul ăsta ne-a ajutat ca pe parcursul stabilizării cumva să putem veni cu idei, să facem și știu că suntem implicați 100% față de tot ce se întâmpla în cadrul proiectului respectiv. Ok, super. Astfel încât în februarie a început primul release în production, am început partea de continuous delivery, database continuous delivery, astfel încât continuous delivery însemna pentru noi până în pre-prod, adică niciodată n-am avut permisiuni în primul an să ajungem în production din cauza reglementării și așa mai departe, astfel încât noi ne-am implementat un continuous delivery până în integration test. În production încă se făcea manual. Am pus database versioning, astfel încât scripturile alea livrate într-un fișier să fie rulate automat. Flyway sau Liquidways am folosit pentru asta, am folosit Flyway. Am făcut chestia de automated releases and deployment for QA, adică făceam releases, QA-ul din partea noastră, cum vedeți în diagrama din stânga,
putea să aleagă o anumită versiune, putea să o facă deploy într-un QA environment și putea să testeze. Și a fost primul major release cu feature-urile noastre implementate. Și după cum zicea, s-au împărțit echipele, echipa aia de KT și un, să zicem, din echipele curente, au ieșit și s-au implementat two new squads. Așa, au fost hashtag 42, Einstein, Bugbuster și Minions, următoare. Fiecare a putut să-și aleagă numele. Și am început, să zicem, să ne împărțim echipe. Ok, cred că poate fi bine să-și menționăm pain point-urile pentru care am și preluat aplicația. În general, aplicațiile, când se schimbă supplier-ul, începe să se schimbă dintr-un motiv de fericire, că merge foarte bine aplicația și abia așteptăm să găsim un nou supplier care se va bucura de aceleași, nu știu, de aceleași privilegii ca și actuale. În general, vin aplicații care pur și simplu nu mai funcționează de ceva timp, în producție, care au constant bug-uri, blocare sau critical în producție, performance-ul clar că e low și deja devine un pain point clar pentru ei, adică supply se schimbă de nevoie, nu de bucurie sau de că e necesar. De plăcere. Și care unul dintre motive a fost partea de stabilitate. Deci pur și simplu aveau foarte multe downtime-uri. Și când se făcea release, dar și în momente de de performanță, era când aplicația creșuia și ca să o aduci înapoi în producție dura probabil și câte o oră sau poate și mai bine. Ceea ce pentru ei era foarte mult. Fiind o aplicație pentru large businesses, nu dădea foarte bine către clienți să aibă downtime respective, pentru că cu alea își făceau migrarea, își făceau tot ce aveau nevoie, comenzi și tot, era legat de aplicația asta. În core application pentru ei și momentul de față în core application pentru ei. Dacă nu merge Allegro, în general este un cârnaț de mail-uri care pleacă dintr-o parte, în genul și coboară joc, cam așa, și poți să vezi la cine și cum a ajuns. Partea de scalabilitate, nu mai puteau, deci nu aveau nicio... Partea de scalabilitate, nu mai aveau cum să o scaleze, pur și simplu au mai creat încă una sau două instanțe pe lângă cu câteva flag-uri ca să nu leze numai câteva job-uri, dar tot nu reușeau să, totul n-au reușit să crească performanța, cel mult mai reușeau să lipească cu scoci o problemă și ca să o mai amâne măcar o lună sau două luni sau nu știu, depinde, până la un moment dat o și crăpat cu totul. Ei aveau undeva cam două release-uri pe an, deci jumătate de an tot implementau, după care făceau release în production și după care încă vreo trei luni tot fixau pe bug-uri. În prima lună, de obicei, erau alea critice pe care le tot fixau și tot făceau patch-uri. Deci e clar că aveau probleme inclusiv partea de delivery, nu mai vorbim de scalabilitate. Cred că una dintre pain points-urile pe care le aveau și acum nu le mai au, dar atunci le aveau sigur, era partea asta de waterfall to agile. Nu aveau nici ce de la... Nici clientul, nici supplierul nu prea aveau mindset de agile. Erau un waterfall cu documentație, cu descriere, cu analiză. Se implementa. După ce se implementa, se arăta, de fapt, nu asta voream noi și se începea tot procesul. Și bineînțeles că era foarte scump. Adică nu neapărat un blame. Procesul era devenit nu oamenii. Oamenii își făceau treaba și munceau. Doar că procesul respectiv nu era numai potrivit pentru ceea ce se întâmpla acum. Arhitectura aplicației era destul de veche. Aplicație... vreo 15 ani, dacă nu știu mai bine și pur și simplu tehnologiile și tot a fost doar nu s-a reușit o migrare sau să se facă un refactoring sau să se împartă aplicația pe parcurs în ceva mai ușor de mergit, tot timpul doar s-a adăugat și la un moment dat bineînțeles că o să grabă. Cam asta a fost, să zicem, pain point-urile lor. Dacă mă strău până într-o slide. Așa. Solution proposed. Deci, am încercat să facem un planning în care să propunem și soluții pentru a mitiga și a rezolva pain point-urile lor. În primul rând am început să facem migrări la test coverage. În momentul setării de Sonar Cube s-a setat ca minim 80% code coverage și branch coverage pe noul cod. No question. S-a implementat un central login system până pe integration, am folosit Elasticsearch Elk Stack, Elasticsearch Logstash și Kibana și pe production aveau deja un Splunk. S-au creat Docker-e. Pentru momentul când creezi Docker-e, ți-e mai ușor să faci un deploy, e the same setup, e ușor să-l scalezi, e ușor să-l muți de aici colo, e aceeași instanță creată. Asta ajută foarte mult să te poți juca și să creezi instanțele dacă e necesar. Partea de scalabilitate.
bineînțeles, migrare spre Docker, ce cea mai înainte. Am propus un distributed caching system. Ei aveau caching pe fiecare, aveau două sau trei instanțe, aveau caching pe fiecare și se sincroniza caching prin niște mesaje trimise printr-un ActiveMQ. Nu foarte... Am încercat o soluție de, de caching. Scale up, scale down. Parte de extensibilitate, database versioning. Asta, după cum a spus Vlad, s-a implementat cu, cu Flyway. Am încercat și să împărțim aplicația și să împărțim aplicația în module pentru a, în momentul când împarți o aplicație, module, în primul rând, muți probleme într-o parte și, și soluțiile muți într-o zonă în care te poți juca fără să afectezi restul aplicației. Bineînțeles, migrate to microservices for certain domains. Pentru anumite domenii în care am știut care sunt pain point-urile, am găsit soluția și l-am extras. Vlad o să vă arate mai târziu pattern-urile și metodele prin care s-a făcut asta. Database archive, baza date deja era foarte mare, undeva la 500 de giga și cu pași mari spre 1 tera, adică și nu foarte bine optimizată. Cred că asta era una dintre probleme. Cereau tot fel de index și adăugați, historization, tabele, nu era în the best shape. Setup, așa, era un full continuous integration environment în care să poți să faci deploy și QA poate să facă deploy oricând și să testeze anumite feature. Cam asta a fost soluția pe care le-am propus în momentul de față ca să rezolvăm unele dintre probleme. Bun, cum zicea și Cosmin mai devreme, am început să implementăm și soluțiile propuse. Am început să avem safe methodology in place, cum vă explica și o să simte Cosmin un pic mai în detalii ulterior. Am reușit, cred că cel mai important punct, după un an, am reușit să menținem aplicația fără blocare, adică să punem aplicația jos și să nu se poată lucra cu ea. Am avut bug fixing și hot fixing procedure in place, adică am putut să reacționăm foarte repede dacă ceva s-a întâmplat. Au fost bug-uri, au fost probleme, însă nu au fost blocări, adică aplicația era încă funcțională. A fost foarte ușor să setăm un local environment. Cel mai important a fost pentru QA, că reușeau să testeze toate funcționalitățile după un sprint sau două pe un testing environment. Nu mai făceam deliver la SQL scripts, adică aveam un tool automat care face chestia asta. Am avut un foarte bun approach în sensul că aveam database versioning și aici la database versioning ne refeream că la un interval de timp se ducea datele din production obfuscate pe un test environment, pre-prod sau pe un test environment, dar la fel de bine primeam și o imagine de Docker pentru local environment în care aveam noua structură, noile date și așa mai departe. Cel cât aveam și datele de test close to production. Development procedure in place, automated release in place, astfel încât puteam să facem release-uri foarte ușor. Timpul scădea de la un release, de la o zi jumate, cum vă ziceam inițial, la 25 de minute. 25 de minute însemna compilarea, rularea testelor de quality și așa mai departe, până la artifactul propus. Code coverage on the new code a devenit un developer mindset. Și cum vedeți în partea dreaptă, toate tool-urile astea de code coverage, de code analyze, automated checks, au fost integrate în pipeline, astfel încât când cineva făcea un code review, procesul era așa, începeai să dezvolți un feature, în momentul când făceai code review aveai nevoie de două approval-uri și în momentul ăla se rulau automat toate quality check-urile pe branch-ul respectiv, înainte să fie merged. Adică noi mergeam în direcția în care analizam codul înainte să fie merged, nu după ce era merged. Astfel încât chestia asta ne-a dat un foarte bun overview, iar înțeleg approach-ul în care 80% n-ar trebui să fie must, că se întâmplă ca developerii să scrie teste doar de dragul coverage-ului, însă era un must în sensul că build-ul failuia, însă în momentul când nu puteai să scrii anumite teste, nu mai era procesul ăla blame-ul în care îl rugai pe developer să scrie teste, era procesul ăla, uite, am făcut feature-ul respectiv sau făceai un bug fix.
Înțelegem că e un balance între timpul de realizare a unor teste, care un bug fix poate să te pună să scrii teste 2 săptămâni, da? Înțelegem că e un balance între a scrie teste, însă developerii, în momentul când nu puteau să scrie un anumit, să ajungă la code coverage de 80%, scriau un singur comment, în sensul, nu au putut. Astfel nu au putut să scrie, să facă code coverage respectiv, astfel încât în momentul ăla poate era un alt coleg care putea să-i ofere suport mai repede să ajungă la targetul respectiv. Ce mai un lucru foarte important, am increase code coverage-ul și pe codul existent. Și ăsta era un developer mindset, adică dacă ajungeai în legacy, în aplicația veche și modificai ceva, scriai pentru metoda respectivă sau pentru clasa respectivă niște teste, astfel încât am reușit să creștem în timp și code coverage-ul aplicației. Și cel mai important, am făcut foarte multe internal trainings, adică workshop-uri, discutam, prezentări, Uncle Bob, da? Prezentări, video de la Uncle Bob și tot felul de concepte de genul, astfel încât ne-am axat și ca să creștem nivelul tehnic al echipei. Super. Știu că nu mai avem foarte mult timp, o să încerc să grăbesc procesul ăsta, să ajungem mai repede la pauză. Pe partea de infrastructură am avut așa, Bitbucket, Jenkins, SonarQube, JFrog, Checkmax, e un fel de, ca și SonarQube, dar pentru static code analyze, mai mult pentru management. Am început să avem un centralized config management pentru că parolele erau în plain text în aplicație. Prometeo și Grafana pentru monitoring, LK și Splunk, LK până up to production și production aveam Splunk și Zipkin tot în production. Foloseam Git branch, trunk-based Git flow, astfel încât conceptul e cât se poate de simplu. Aveam doar master, din master ieșeau feature-ul, astfel încât la un certain period of time făceam release-ul. În trunk-based development model, toți developerii lucrează pe un singur branch și e foarte simplu. Pe de altă parte, ei pot să tragă codul, să facă rebase cu masterul la orice moment, astfel încât fiecare persoană care face develop a unui feature e responsabil în integrarea feature-ului lui în codul în master, adică în trunk-based. Da? E foarte simplu și totul și aici, la fel ca și code checks, code quality checks, tu verifici, developerul verifică codul și verifică proiectul înainte să-l mărciuiască. Astfel încât nu mai e approach-ul ăla că cineva face cherry pick din develop to production, develop to release sau ceva de genul, astfel încât fiecare developer e responsabil să-și integreze codul sursă, să verifice toate code quality check-urile și mai departe să meargă, să fie integrat cu codul sursă. Procesul era cât se poate de simplu, developerul făcea trunk din master, implementa tot feature-ul, se verifica tot codul sursă înainte să fie mărciuit că e compliant din punct de vedere al quality-ului. Automat, dacă era ok, putea să, și avea două approval-uri din Git, putea să facă merge. Automat se făcea un artifact pe o imagine de Docker, dar în același timp se pușau dependențele de Java, adică jar-urile către Nexus. În momentul ăla foloseam Nexus, după aia am trecut către Artifactory, care era provider the service de la client. Deci toate astea am ajuns să le avem provider the service de la client, deși în primă instanță noi le-am implementat. Și în momentul ăla, după ce se făcea merge-ul, oricând QA-ul putea să ia o anumită versiune, să o verifice pe un test environment. Pe test environment aveam și un integration environment unde se făceau performance testing. Dacă toată soluția asta sau toată soluția era compliant, adică QA-ul își dădea approval-ul după regression test, treceau acceptance-ul de performance, automat se putea face deploy in staging. Dacă clientul își dădea approval-ul, putea să meargă în production. Asta e așa, din foarte puține cuvinte zis, procesul era puțin mai complex și probabil o să intrăm în mai multe detalii în a doua parte. Și ultima parte, înainte de pauză, cam așa arăta partea după stabilization phase. Așa aveam, să zicem, un architecture overview, unde aveam tot procesul de CI/CD cu JFrog, Jenkins, Git, Bitbucket, în care aveam pipeline de release, pipeline de build, pipeline în care se făceau artifacturile, code inspection quality cu SonarQube și Checkmax, container registry în JFrog și pipeline deploy, aveam un job în Jenkins care îți dădea permisiunea să alegi o certain version și să faci deploy.
Din punct de vedere al aplicațiilor și ceva ce n-am enumerat până acum, aveam un desktop application, dar aveam și o aplicație web. Okay. Din punct de vedere al bazei de date, am reușit să avem un cluster de Oracle. Pe partea de workflow și decision automation platform, ca și workflow engine, foloseam Camunda. Aveam un Kafka cluster, care l-am folosit în primele microservicii care le-am decompus. Să zicem, după partea de stabilization, am început să scoatem 4-5 microservicii afară doar, dar ele erau scoase din cauza unor pain point-uri, care o să le discutăm mai încolo. Partea de Elasticsearch nu era încă cluster, însă aveam un cluster, aveam un Elasticsearch node, master și client în același timp. Aveam 4 backend application care rulau în production, aveam niște microservicii cu un self-discovery simplu și iar pe partea de monitoring aveam Prometheus și Grafana, Splunk, Zipkin, LK și un Spring Cloud Config Server. Cam așa arăta ca un high-level overview sistemul după partea de după un an și să zicem un an și 3 luni. Noi când am preluat sistemul era doar partea asta de aici. Cam așa. Bun. Cam atâta, cred. Da. Cred că ne-am decalat puțin. Da, nu e nicio problemă asta. Recuperăm în partea a doua. Cred că sunt multe informații de asta pentru toți cei care ne urmăriți. Nu vă faceți probleme. O vom avea înregistrare, o vom posta pe YouTube și pe Facebook și veți primi toți cei care v-ați înscris în eventul de pe Eventbrite. Veți primi și pe e-mail sau dacă faceți subscription la newsletterul nostru de pe oradeteca.ro, veți primi și pe e-mail prezentarea după webinar în zilele următoare. Haideți să trecem la sesiunea de Q&A. Dacă mai aveți întrebări, toți cei care ne urmăriți, dacă mai aveți întrebări, încă le puteți adresa pe oradeteca.ro/live. Veți vedea acolo o secțiune unde puteți să puneți întrebări. Avem momentan două întrebări, erau mai multe, dar au rămas două. Una care văd cu care văd că rezonează mai multă lume, dacă puteți să explicați, poate unii sunt mai la început în cariera lor, dacă puteți să explicați ce înseamnă microservicii, la ce se referă termenul de microservicii. Ok, cred că are foarte multe definiții. Cred că cea mai bună definiție îs niște servicii care rulează într-un context diferit, astfel încât nu, să zicem, să mă gândesc cum să dau cea mai bună definiție. Cred că sunt niște aplicații distribuite, cred că care rulează în contexte diferite. Ok. Spre deosebire de legacy. Care funcționează între ele, așa, care funcționează între ele printr-un protocol de comunicare care poate să fie HTTP, care poate să fie asincronus, gen un queuing mecanism, gen Kafka, care o să-l prezint și mai încolo. Ok, ok. Spre deosebire de legacy, unde lucrurile... Cred că așa, în câteva cuvinte ar fi distributed services care comunică între ele printr-un protocol de comunicare. Ok, da. Ca și diferență dintre un legacy, zicem, sau un trestan, e opus unui monolit. Un monolit, toate serviciile într-o singură aplicație. Un microserviciu, de fapt, sunt aplicații mai mici care formează o aplicație mai mare și ale mai mici comunică între ele, exact cum ce-a Vlad, printr-un asincronus, printr-un queue messaging în Kafka, ActiveMQ și altele, sau prin HTTP protocol. Cam asta ar fi cea mai așa explicație. Dar la un search pe Google. Da. Ca să intru puțin mai în detaliu. Eu chiar cred că nu ar trebui să alegi microserviciile ca și default option. Adică dacă vrei să implementezi ceva și te gândești că ar trebui să folosești microservicii, eu zic că ar mai trebui să te gândești odată și dacă e pentru tine, atunci să-l folosești. Deci ar trebui să te gândești de 2-3 ori. Faptul că folosești microservicii aduce foarte multe downside-uri. Monolithul îți oferă posibilitatea să ai un singur proces de development, adică un singur cod în care interfețele sunt mult mai ușor, comunică mult mai ușor și între ele, mult mai ușor, mult mai vizibil între ele.
Ai un single deployment, adică ai tot codul într-un singur repository, poți să faci un singur deployment și vine cel mai mare pain point, care eu cred că e în microservicii, tranzacționalitate. Gândiți-vă că în baza de date, punând o anotare, sau poți să faci 5-6 tranzacții pe o bază de date și doar dacă e cu succes. Hai să luăm așa un exemplu. Ai order, ai payment, ai stock, ai delivery și după ce se face delivery trebuie să faci confirm. Într-un monolit, toată chestia asta putea să faci într-un singur proces, iar dacă payment-ul dă fail, ai putea să nu faci order-ul. Da? În microservicii vine puțin mult mai complex partea asta. Fiecare, revenind la întrebarea lui, fiecare proces, gen order, payment, stock și delivery, se întâmplă în procese diferite, în contexte diferite. Astfel încât, da, exact, astfel încât dacă se întâmplă ceva cu unul dintre microserviciile astea, tu trebuie să faci. Nu se întâmplă ca și într-un monolit în care ai revert, adică din punct de vedere al tranzacției, se face revert la tranzacție și nu faci order-ul. Aici s-ar putea să ajungă în order, se face payment-ul și după aia descoperi că nu ai stock-ul și tu ai făcut deja payment-ul și nu poți să faci revert. Da? Și atunci procesul ăsta devine puțin mai a nevoie să-mi microservicii. Dar dacă totuși crezi că microserviciile sunt decizia bună pentru tine, încearcă cu unul dintre ele. Cel mai simplu dintre ele, pune-l, încearcă să-l faci, să scoți afară din aplicație și evoluează de acolo. Partea de infra și de DevOps, cum ți-a zis puțin mai devreme, o să fie foarte anevoioasă, tranzacționalitate e un pain point. Sunt soluții, însă sunt mult mai greu de complicat, sunt mult mai greu de implementat decât într-un monolit. Da, întreabă Tudor. M-a făcut o paranteză mai mare. Tranzacționalitatea sau availability-ul e un pain point? Tranzacționalitatea la baza de date, mă refer mai mult. Pentru că tu trebuie să, fiind în aceeași bază de date, tu ai tranzacționalitatea pe baza de date. Adică poți să verifici mai multe chestii dacă le ai și dacă le ai, doar atunci salvezi datele sau faci tranzacția respectivă. Și la fel de bine, baza de date îți permite un rollback, adică în Java e doar o simplă anotare, a run transactional. Okay. Cred că asta cu availability și asta e problema. În momentul când ai multe microservicii, trebuie să te gândești că dacă serviciul ți-e down, cum tratezi situația respectivă. Și toate pain point-uri. Pe lângă asta ai și, cum zice, nu am vrut să zic legacy, nu legacy. Ce ai un delay când chemi multe microservicii și nici asta nu se aduce un avantaj în speed. Și cu cât ai mai multe microservicii, cu atât să trezești că sunt foarte multe chemări, foarte multe și merge aplicația din ce în ce mai încet. Da. Am văzut acolo o întrebare. Ați pus un cost suplimentar pentru întrebările nedorite, pentru întâmplările nedorite pe care le-ați întâmpinat. Se referă oare la cost în sensul de probleme pe care le-am întâmpinat? Nu, în sensul în care dacă ați cerut mai mulți bani față de înțelegerea inițială. Nu există aici ceva. Deci pur și simplu în momentul în care te alege, se face un agreement, se semnează un contract, există de obicei o sumă fixă pentru care se face takeover-ul și când te bagi, deja ai treaba ta. Nu merge, nu-i time material la takeover. La takeover e fixed price. Deci dacă ăsta era răspunsul sau cam asta ar fi, deci e fixed price și nu contează. Problema ta dacă îți ia mai mult timp sau mai puțin timp. Ah, ok, deci nu e ceva estimat pe ore sau... Nu. De obicei există un timeline în care se preia proiectul și în timeline respectiv trebuie să descurci să preiei proiectul respectiv. În general, clientul se asigură că supplierul actual îți oferă suport, adică KT session și tot ce îi. După cum spuneam, nu e cel mai smooth transition în general, pentru că e foarte painful și nu există costuri adiționale pe care poți să le pui. În momentul respectiv că îți poți rata șansa să mai preiei proiectul. Deci e foarte important, mai ales acum că tocmai de asta avem astfel de discuții și de case study-uri și cum spuneați și voi, lucrurile astea se întâmplă, sunt recurente, de la proiect la proiect se întâmplă chestiile astea, întârzierile astea, șicanările aproape între supplierul vechi și echipa care vine nouă. Și atunci poate e ceva de pus acolo în negocierea inițială. Deci în momentul când te bagi la ceva, trebuie să știi în ce te bagi. Cred că nu, eu nu prea nu văd și în general în zona de pre-sale
cine a participat sau participă. Sunt foarte multe discuții, atât tehnice cât și de negociere, dar în general special cei tehnici în care îți dovedești că poți să preiei proiectul respectiv. Okay. Deci trebuie să dovedești că știi ceea ce faci. Nu vine un proiect care vine, nu știu, care le pe care, nu știu, îl licitezi pe un site ăsta de freelancing și hop, ați avut un proiect de preluare. În general, sunt proiecte foarte mari și intri în competiție cu vreo 10, 12, 20 de supplier care sunt chiar puternici, adică nu sunt supplier de la colțul străzii. Mm-hmm. Și trebuie să dovedești că poți să faci ceea ce zice. Și mergi cu soluții, de obicei vin, îți dau o parte din sondul sursă, te întreabă de soluții, sunt discuții face-to-face de mai multe ori, e mult mai complicat. Până ajungi să prinzi un proiect, e cale lungă. Da. De obicei un an de zile, e cale lungă. Cred că da. O pus și Tudor câteva întrebări și prima întrebare ar fi: ce ați folosit pentru a asigura portabilitatea environmentului? Am folosit Docker și totul pe local environment, de la compilare până la, să zicem, de la compilare, chiar și pe primele test environment-uri folosește Docker. Și cred că am explicat și asta, chiar dacă întrebarea era pusă mai devreme, dar dacă nu, pot să răspund. La ce ai scris puțin mai devreme, eu... Foarte bună întrebare, poate nu m-am exprimat foarte corect. Când m-am referit la tranzacționalitate, m-am referit la tranzacționalitatea bazei de date. Și aici m-am referit mai mult la ACID, adică la atomicitate, consistență, izolare și durabilitate. Astfel încât pe baza de date, toate aceste tranzacții se pot întâmpla într-o singură tranzacție. Nu știu cum să explic mai bine. Într-un singur call, hai să zicem, la baza de date, într-un singur call. Dacă una dintre ele face fail, nu se mai întâmplă tranzacția respectivă. Aici, în partea de microservicii, și dacă vrei să intri mai mult în detalii, este un pattern, se numește Saga Pattern, care îți dă două posibilități să rezolvi tranzacționalitatea care ți-o oferă by default baza de date. Și aici poate să fie asincron în diferite modalități. Și poți să intri mai mult în detalii, să vezi cum se rezolvă tranzacționalitatea la nivel de microservicii și Saga Pattern, unul dintre pattern-urile care oferă soluția asta. Ok, super. Văd că nu mai sunt alte întrebări. Cred că ar fi momentul să punem noi al doilea set de întrebări celor care ne ascultă. Corect. Îi rog pe colegii mei să vină cu prima întrebare din setul 2. Da, cred că prima întrebare aș fi din setul de întrebări. Dacă aveți un sistem care e un monolit mare pe care ați încercat să-l spargeți, adică să aveți un sistem deja suficient de mare încât să vă dea probleme de cap și ați încercat să rupeți o bucată, să scoateți afară și să devină sistemul un pic mai ușor de întreținut. Hai să punem cu alte cuvinte. Aveți un monolit care vă supără foarte tare. Da, deci votarea se întâmplă pe orateca.ro/live, în aceeași secțiune unde au fost puse întrebările inițial, de unde am citit acum, aveți secțiunea de polls. Este o secțiune de Q&A și o secțiune de polls, dar văd că lumea începe să voteze. Așa, orateca.ro/live. Vedeți și aici numele. Cred că foarte frumos setup-ul care l-ați făcut. Mulțumim. Suntem la a patra ediție și de la ediție la ediție îmbunătățim. De asta a fost încă de la început. Mulțumim. Hai că până se votează, văd că a apărut o nouă întrebare, dacă putem să o luăm acum. Aveți ceva resurse de unde putem aprofunda? Întreabă Daniel. Da, cam ani de experiență. Una dintre cărțile, o am aici lângă mine, una dintre cărțile care am pentru mine, să zicem, m-a ghidat în tranziția asta către microservicii, poate mulți dintre voi știu, e scrisă de Sam Newman și Monolithul Microservices și prezintă pattern-uri și pattern-ul, dar să vă prezint și în a doua parte, cum le-am folosit noi și pe baza pain point-urilor, Monolithul Microservices, Evolutionary Patterns to Transform Your Monolith. Mare o carte care se numește Microservicii. Acum, anul viitor, o să apară un nou release, tot de la el. Prezintă pattern-uri foarte bune. Însă, mergând mai jos,
devin cărți, să zicem, old school, de la Martin Fowler la Uncle Bob, chestii care îți, ok, poți să faci microservicii, așa, poți să mergi în direcția, dar de cele mai multe ori, cum am zis, problema e monolit, adică dacă ai reușit să grupezi monolitul pe domenii și să-l grupezi în structuri mult mai bine, mult mai bune, ți-ai dat seama că de fapt nici nu ai avea nevoie de microservicii. Okay. Și poate după astea o să dau și o listă de cărți care pe mine cel puțin cred că v-ar ajuta pe fiecare dintre voi în roadmap-ul către așa. Sigur, ceva. Eventual ne poți trimite lista și alte resurse pe care, de care știți voi și pe care le aveți la îndemână și noi o să o includem în e-mailul pe care îl vom trimite în zilele următoare, ca și un follow-up la webinarul de acum. Doar cei care doresc e-mailul acesta să se asigure că sunt ne-a dat follow, adică s-au înregistrat la newsletterul nostru. La noi pe site puteți găsi secțiunea de newsletter sau un pop-up unde puteți să vă înregistrați cu adresa de e-mail și primiți automat în zilele următoare, veți primi un mail cu prezentarea de astăzi, link-ul la video și resursele pe care le pomenea Vlad. Bun. Cred că vă ajută foarte, da, ca și o paranteză și mai mult, cred că vă ajută foarte mult să participați la Tech Hub-uri de genul, okay, pentru că o să vă dați seama că nu sunteți primii care au făcut asta când implementați ceva și de multe ori, să zicem, la începutul carierei mele, am avut o problemă de genul, să zicem. Adică lucrând într-o firmă puțin mai mică, deși echipa era foarte bună din punct de vedere al potențialului, nu știam foarte mult ce se întâmplă în exteriorul nostru. Aceste workshop-uri care se întâmplă, tech hub-uri, meeting-uri, conferințe, sunt multe și online, ca și asta. Tot mai multe acum. V-ar ajuta foarte mult în... Tot mai multe în contextul în care ne aflăm. Da, cum e acum. Sunt online. Da, sunt mai multe în context. V-ar ajuta așa, o oră, două pe săptămână să vă faceți up-to-date, ce fac și alții, care au fost problemele lor. De-aia am vrut să vă prezentăm exact proiectul nostru, ca să știți ce probleme am avut și care au fost approach-urile pentru noi. Bineînțeles că foarte multe, foarte multe detalii la prezentarea asta, care doar cu experiență. Însă așa, un high level overview, sper că reușim să vă facem astăzi. Bun. Ok, văd că majoritatea spun că lucrurile sunt ok, dar un 30% din 23 sunt aproape totuși către 10 oameni care au spus că da, au o problemă și vor să o rezolve. Hai să trecem la următoarea întrebare. Ne bucurăm că calitatea codului în Oradea e la nivelul ăsta. Da, ok. A doua întrebare ar fi, câți dintre voi știți de, de domain-driven design? Și bineînțeles, dacă nu știți despre el, dacă știți, dar nu l-ați folosit, adică ați auzit de undeva, probabil ca și acum de aici, sau l-ați folosit și l-ați aplicat? Cred că acum cumva legat de ce aș vrea mai devreme și legat de cărți, ajută foarte mult. Cred că dar trebuie o balanță între cele două, între practic și teoretic. Citit. Da. Teoretic. Noi făceam că legat de internal trainings pe care le facem și le făceam în cadrul Fortec, dar tocmai pentru a aduce pe toată lumea spre aceeași mindset. Dar ce făceam? Făceam un training, să zicem, o oră pe săptămână și tot ce făceam acolo trebuia să se aplice săptămâna următoare. Și partea bună e că vedeam că se aplică atât pe partea de quality, cât pe partea de structurare. De-aia zic că e important să învățați sau să vă uitați, să studiați ceea ce lucrați sau tangențial, să nu citiți despre AI în timp ce, nu știu, faceți, nu știu, total altceva, faceți o aplicație de e-commerce care nu are, nu, e-commerce ar fi poate un pic legat de AI, dar nu știu, faceți o altă aplicație ca nicio treabă cu AI-ul. Cumva să vă specializați pe ceea ce lucrați ca să puteți aplica. Și noi acum vedem, deci chiar dacă pattern-urile astea pe care și alții le folosesc, și noi le-am aplicat, dar au sau un pic un flavor diferit pentru fiecare parte, pentru fiecare situație. Nu poți să o aplici așa straightforward, să zici ok, this is how we do it. Da. Bun. E un golden bullet. Da, da. Ca peste tot, sunt mai multe variante. Ok, avem și răspunsul la a doua întrebare. Majoritatea îl folosesc, dar sunt destul de mulți, dacă punem împreună pe cei care nu știu, n-au auzit despre el, dar și pe cei care au auzit, dar nu l-au folosit, sunt mai mulți care nu au folosit
domain-driven design. Hai să vedem următoarea întrebare. Ok. Câți dintre voi ați lucrat în Scale Agile Framework metodologie? Primul răspuns dacă nu ați auzit de el, al doilea dacă ați auzit, dar nu ați folosit și al treilea dacă l-ați folosit la vreun job. Ca să dăm și o definiție mai bună la SAFe, să zicem că toată majoritatea echipelor din Oradea lucrează în Agile, însă SAFe-ul e o procedură sau, să zicem, un workflow în care poți să aplici nivelul de Agile la echipe distribuite și sincronizarea între ele să fie mult mai ușoară. Okay. Bun, încă se votează, oamenii își spun părerea. Majoritatea se pare că folosesc metodologia asta, dar crește procentul celor care nici nu au auzit despre metodologie sau nu știu, de fapt, despre a prea multe lucruri. În general se folosește doar pe aplicații enterprise, unde ai mai multe echipe și echipe distribuite acolo, de obicei e necesar să folosești asta. Nu prea merge cu Agile-ul standard sau în alte părți, pentru că nu poți să sincronizezi. Îți trebuie o metodologie ca să sincronizezi când se livrează, ce se livrează și să ai o consistență pe obiectivele planificate. Și aia cumva clarifică sau cum zic, setează ceea ce trebuie să se întâmple. Da, se vede asta și în răspunsurile pe care le-am primit. Majoritatea lumii nu știe despre metodologia Scale. Okay. Bun, cred că asta o să vă ajute și pe voi mai departe în modul în care o să prezentați ce ați făcut. Bun, astea au fost cele trei întrebări. În continuare puteți să puneți întrebări voi. Vlad și cu Cosmin vor continua să ne povestesc ce au mai făcut și cum au încheiat proiectul acesta. Dar pe parcurs, dacă aveți întrebări, le puteți adresa aici, la secțiunea de Q&A. Bun. Ne ajută foarte mult întrebările care le pune și chiar au fost întrebări foarte bune. Da. Mulțumim tuturor care au participat și avem un engagement foarte bun, zic eu. Să mergem mai departe. Bun, în a doua parte a prezentării, vreau să vă zicem așa puțin mai tehnic. Zicem, până acum a fost așa un high level overview, ne-am plâns cum era, poate am trecut în migrarea aia, cam cum arăta după un an jumate mult mai repede. Însă, în a doua parte a prezentării, cum vă ziceam mai devreme și Andrei, am vrea să intrăm puțin mai deep dive cum am reușit să facem asta și ce am folosit. Bun, aici vine o chestie foarte bună, cum mănânci un elefant, cum poți să, așa, trebuie să tai după one bit at a time, trebuie să mănânci pe fiecare bucată și să începi să-l porționezi, cred. Poate nu e o glumă foarte bună. Da. Ok, de ce microservicii? Da. De ce microservicii? Avem mai multe posibilități de scalare. Avem independent deployability, adică putem să deployim aplicația cu zero downtime. Ce se întâmplă cu aplicația noastră? Din cauza unor probleme sau de arhitectură, să zicem mai mult sau mai puțin, aplicația noastră folosea Elasticsearch ca și search engine. Importarea datelor în partea de Elasticsearch, din cauza că în timpul, să zicem, modificai ceva date în partea de web, în partea de Elasticsearch care e folosit ca și search engine, prima dată se salva în baza de date și după aceea se sincronizau cu Elasticsearch. Datorită mecanismului ăsta de sincronizare, câteodată ce căutai nu era ceea ce era în baza de date. Și atunci clientul sau former provider a început să facă un sistem în care la fiecare sfârșit de săptămână reimportau datele toate în Elasticsearch ca să nu mai aibă date pierdute. Însă la 700 de giga de bază de date, procesul dura aproximativ la un moment dat 48 de ore. Și ca să zicem friendly, aplicația asta însemna un downtime. Da? Deci ăsta a fost apogeul. A început de la 10, 12, 16, 20 și a ajuns la 48 de ore. Și ăsta a însemnat downtime o aplicație. Ca și the right approach, noi credem că
micoserviciile, încă o dată, nu e un golden bullet, nu salvează orice, însă la noi a fost soluția care a salvat pain point-ul în momentul respectiv. Adică noi nu puteam să aducem aplicația asta monolit, care era enorm de mare, la un nivel de scalare așa de mare, încât să nu se mai întâmple problema respectivă. Clientul meu, am început, visul nostru ca să spargem monolitul era să facem create infrastructure as code, Kubernetes capabilities, să începem să separăm monolitul în microservices. Și atunci veneam aici. Noi am ajuns la pain point-ul de scalare, să deployim independent față de aplicația curentă și cred că cel mai bine limitează blast radius, nu știu cum să zic de română, e chestia aia de la bombă. Da. Știi că dacă era ceva se strică, nu lovește în jurul lui, exact. Și o altă chestie pentru care se putea folosi microservice sau se folosesc în general e pentru isolation of data, partition of data, de exemplu financial, customer, GDPR, forgotten și chestii de genul. Dar la noi, deja cum am văzut puțin mai devreme, aveam o echipă distribuită, am început să lucrăm as a safe. Creșterea echipei, cum crește echipa? Crește și exponențial complexitatea în a coordona această echipă și release-urile. Și atunci, cred că deployment-ul independent, mi-e greu un pic să zic în română, deployment-ul independent, blast radius și posibilitatea de scalare, dar împreună cu creșterea echipei ne-au făcut pe noi să alegem conceptul de microservicii și că se pretează foarte bine pentru noi. Și cum zic, este o Conway Law și se zice că organizațiile care dezvoltă sisteme tind să producă, în ce s-o traduc în română, tind să producă sisteme care copiază mijlocul de comunicare ale structurii organizației. Da. Adică dacă ai mai multe echipe distribuite, tu deja din start tind să dezvolți aplicații distribuite. Corect, da. Însă toate chestiile astea vin cu costul. Nu o să vină nimic ușor. Adică de la parte de maintaining, la parte de infrastructură, la parte de CI/CD, toate chestiile astea devin debugging, da? Parte de testing, că având un sistem distribuit trebuie să-l testezi din ce în ce mai greu. Și cred că industria noastră, IT-ul, în ultima vreme, sau în ultima vreme, întotdeauna încearcă să se focuseze pe tech part, adică în detrimentul outcome-ului. Adică tindem să folosim microservicii doar pentru că piața în momentul de față folosește microservicii, Kubernetes sună foarte bine, noile tehnologii foarte bine și hai să, de ce să nu implementăm microservicii din prima? Însă eu aș merge întotdeauna să ne focusăm în detrimentul outcome-ului, care e pain point-ul, și să vedem dacă serviciile sunt o soluție pentru noi. Astfel încât noi am început ca să scoatem din monolitul ăsta un cel mai mic importer, pentru că erau mai multe importere care importau datele din baza de date spre Elasticsearch, și am început așa. Am luat cel mai mic importer, care citea din baza de date customers, care nu erau foarte mulți enterprise customers, da? Și am început să facem tot sistemul ăsta, de la partea de infrastructură, la partea de monitoring, rolling update in production și să facem tot setup-ul pentru un microserviciu și să vedem cum funcționează. Și cred că, mergând mai departe, e the right approach. Try cel mai mic sistem care nu aduce cel mai mare impact, vezi cum funcționează, vezi dacă e potrivit pentru tine și dacă e potrivit pentru tine, mergi mai departe. Așa. Bun. Ce am folosit pentru asta? Domain-driven design. Ce înseamnă domain-driven design? E gruparea codului în interiorul unor aplicații pe baza responsabilităților. De exemplu, într-o aplicație avem invoicing, order management, stock, puncte de loialitate, partea de delivery și notificări. Astfel încât, dacă, să zicem, approach-ul anterior era gen MVC, Model View Controller, în care toate API-urile erau într-un loc, toate partea de view era într-un singur loc, partea de bază de date era într-un singur loc. Noul approach e să mergem în direcția în care grupezi toate aceste date după ownership. Gândește-te așa, să ne gândim, ai o casă, toate lucrurile care despre bucătărie sunt bucătărie, toate lucrurile care sunt baie sunt baie, care sunt la birou sunt la birou. Cum ar fi să pui toate chestiile care îs pentru bucătărie în toate locurile. Da? Da. Și așa vine domeniul, adică partea de notificări sau stoc. Sau gândește-te la mecanic, faptul că el repară piesele să aibă toate sculele distribuite, astfel încât când repară o mașină sau atinge o bucată de cod, el ar trebui să codul sau package-ul respectiv ar trebui să-i spună o poveste. Ok, aici ai
așa vin datele, așa le modifici, așa le salvezi. Sau chestii, toate layerele astea de toate layerele în aplicație. Astfel încât grupându-le după domenii, adică după ceea ce face fiecare, persoanele care implementează feature-uri într-un anumit domeniu tinde să modifice doar în domeniul respectiv. Adică cine face o modificare la invoicing sau face o nouă API, nu o să meargă niciodată în dispatch, că n-are logică dacă modifici doar invoicing. Da. Și atunci, grupând astea pe domenii, approach-ul care ne l-am făcut și noi, îi să grupăm între domenii și cred că asta e unul dintre golden bullets la un monolit. Adică gruparea aplicației în domenii salvează de multe ori, să zicem, implicarea echipelor să lucreze pe același code base, chiar dacă sunt mai multe echipe, și având domeniile respective, ne dau și o posibilitate mult mai bună de testare. Astfel încât echipele sunt aliniate după business model, toate, să zicem, domeniile sunt izolate de celelalte domenii, așa, pot fi reutilizate ulterioare și în alte sisteme și oferă un layer de abstracționare între ele și arată și, să zicem, minimum dependency, adică îți arată și la nivel de bază de date. Iar după ce faci chestia asta, approach-ului, poți să scoți unul dintre domenii să fie microserviciu, dacă ai nevoie de așa ceva. Modulele într-un monolit system tind să comunice mult mai bine ca și microservicii, adică nu au HTTP call-uri, asynchronous call, adică să mergi dintr-un sistem în altul, mergi mult mai repede. Însă, aceste sisteme tinde, noi, developerii, tindem să încălecăm aceste, să zicem, layere între module și să trăim, să facem un tight coupling între ele. Și asta duce la dependențe și la probleme ulterioare și după aia apare partea că nu mai putem să extragem domeniile așa de ușor afară. Unele sisteme permite code swap a aplicațiilor, a modulelor, ca și deploy, adică poți să iei parte de invoicing și să faci deploy în production doar la un singur modul. Java nu permite partea asta. Hai să ne gândim, PHP-ul ar permite chestia asta, ar putea să facă chestia asta, adică ți-ai doar un domeniu să faci deploy în production, astfel încât nu ai afecta restul aplicației. Bun, ca să facem chestia asta, monolith breakdown, ce de multe ori, dacă vedem vechile aplicații sau vechi developer sau vechea modalitate a dezvolta software, tindea să facem baza de date upfront. Adică lumea făcea o bază de date, făcea toată structura așa mega mare a bazei de date și după aia începea să implementeze softul. Chestia asta ne-a ajutat și pe noi împărțirea în microservicii, adică uitându-te la schema bazei de date, de multe ori îți dă overview-ul domeniilor. Mult mai bine decât codul, mult mai bine decât business. Ok, după aia probabil tot sistemul respectiv ar trebui sincronizat cu business-ul, adică partea de bază de date, ok, faci export la schema bazei de date, îți desenezi toate boundary-urile unde vei prin foreign key-uri și poți să-ți faci o vedere de ansamblu cum ar arăta domeniile din punct de vedere al bazei de date. După aia, sincronizându-te cu business-ul, poți să te asiguri că e cam acela setup. Da? Și după aia poți să începi, unul câte unul. Îți fim convins că nu o să fie the perfect choice din primul moment. Adică, da, o să-ți dea momentul de start. Bun, ce am folosit pentru asta? Am folosit un pattern care e deschis și în cartea la Sam Newman, cred că prima dată a apărut pe blog la Martin Fowler, se numește Strangler Pattern. E un foarte bun pattern, nu are un nume așa de bun. La baza acestui pattern stă evoluția graduală a unui copac, pe baza unui copac vechi. Adică avem un copac și vine gen un alt copac care începe să convertească copacul inițial. Copacul inițial stă ca și suport pentru nou copac, iar ajuns la finalul stadiului, să zicem, de evoluție, copacul vechi începe să moară, să putrezească, iar copacul nou deja e self-maintained. Așa se numește, după denumirea copacului respectiv, va veni și denumirea pattern-ului respectiv și ca să implementezi pattern-ul respectiv în cod, ar trebui să identifici partea de serviciu care vrei să o scoți afară și după aia să redirecționezi call-urile treptat către noul serviciu. Cum facem chestia asta? Și cum vă ziceam, pattern-ul ăsta ne dă capabilitatea să mutăm codul din monolit într-un nou serviciu
fără să ne atingem de monolit. Să ne atingem de monolit poate doar la partea de delete, poate ulterioară. Sau intermediară, dacă suntem foarte siguri și avem un cod coverage foarte bun și știm ce facem. Și atunci vine așa. Avem aplicația Monolith, să zicem avem exemplu de customer în aplicația Monolith, punem un HTTP proxy, noi am folosit Spring Cloud Gateway pentru chestia asta și aplicația intră, customer intră în aplicația Legacy. După aia, toate call-urile merg la fel ca și până acum, nu se schimbă nimic. Cam ăsta ar fi primul proces, insert proxy. După aia începem să migrăm funcționalitatea din customer în nou serviciu și poate am reușit să migrăm 10, 20, 30% sau poate incremental 10, 20, 50%, 70%. Pe măsură ce mutăm funcționalitatea în nou call, automat vom redirecționa call-urile din monolit spre nou serviciu. Astfel încât aplicația, să zicem, modulul, domeniul de customer se va face shrink, la fel ca și copacul ăla care îl asuprește. Face și până când toată partea de customer o scoatem afară. Bineînțeles că aici vine și baza de date, să nu uităm de cleanup. Multe persoane fac această migrare, însă uită să scoată customer-ul din vechea aplicație și de multe ori cauzează probleme și nu mai reușesc să facă manage. Nu mai știu ce e folosit în vechea aplicație și ce e folosit în nouă. Adică nu mai este un data owner a bazei de date. Mergem mai departe, alt pattern care l-am folosit e branch by abstraction. Ăsta a fost highly used în micarea noastră a importerelor. De exemplu, avem niște sisteme, de exemplu invoicing, notification și orders. Începem să punem un abstraction point, poate fi o interfață, dar care face doar face call-urile, trimite call-urile către notification, adică definește API-urile din implementarea din notification. După ce facem interfața respectivă, toate call-urile din invoice și din order vor merge prin interfață și va apela vechiul sistem. Pattern-ul ăsta e foarte bun să fie folosit la o scară mare, la modificarea unei bucate mari de cod din aplicația veche. Și în momentul când, în momentul respectiv, după ce implementăm interfața, începem să implementăm nou serviciu, să facem call-urile din aplicația Monolith, the gray part e monolitul, facem call-urile la vechiul monolit și după ce suntem gata cu funcționalitatea, poate fi și incrementală, începem să modificăm call-ul, adică implementarea interfeței notification se mută către noua interfață. Astfel încât creăm un layer de abstracție între el și să nu uităm, după aia ar trebui să facem clean la vechiul sistem de notification. Sistemul ăsta funcționează foarte bine cu parallel run. Ce înseamnă parallel run? Adică în sistemul notification poate fi o perioadă în care cele două sisteme funcționează în paralel, astfel încât datele către invoicing și orders sunt trimite din notification, însă le validăm că sunt complet egale cu noul sistem care l-am creat. Aici se pretează mai mult pentru financial, în care vrei să fii 100% că ceea ce faci ai făcut perfect, astfel încât poate să fie o perioadă de tranziție între cele două sisteme în care doar le validez că sunt ok și le trimis ca și notificări. Ce am mai implementat și noi și funcționează foarte bine cu feature toggle, adică întotdeauna toate implementările care le-am folosit în pattern-ul acesta au fost făcute cu feature toggle. Adică ne dădea permisiunea, chiar dacă ceva nu funcționa aici, puteam să facem oricând swap la vechi. Și aveam un feature toggling pentru toate funcționalitățile. Acest feature toggle pattern l-am implementat cât de mult am putut. Adică întotdeauna să avem o soluție de backward compatibilitate cu feature-urile care le-am implementat. Cred că asta cu feature toggle e una dintre cele mai bune, pentru că, în general, ai un risk mitigation mult mai simplu. Dacă în producție ceva nu-ți merge, automat faci un flag pe care setezi și poate să fie on the fly. Și de obicei, doamna a folosit cu succes pentru că ne-a mitigat riscurile și s-a întâmplat să avem nevoie de el, by the way. Deci nu tot timpul a fost o implementare perfectă, chiar dacă a fost testat și în producție, faptul că am făcut un switch n-a ajuns să fie un incident blocker sau critical și asta e un lucru bun. Ceea ce am implementat și am mers într-o direcție mult mai bună, noi am început ca, dacă știți, conceptul ăsta de asynchronous communication, să zicem true Kafka sau orice queue mecanism,
îți dă o posibilitate de zero downtime a aplicațiilor, adică nu mai există așa un tight couple între servicii. Și ce am făcut noi, comunicarea error-ul ăsta care era între noile servicii din Monolith, către noile servicii se întâmplau asincronius, adică noi puneam într-un queue în Kafka anumite date, datele erau procesate de serviciu, iar chiar dacă noi restartam serviciul respectiv, datele care erau în Kafka și au rămas în procesul de restart a aplicației erau reprocesate. Astfel încât downtime-ul, nu aveam downtime la aplicații doar de câteva secunde și chiar dacă aveam downtime-ul de câteva secunde, ne ajuta, era nesemnificativ pentru că datele erau procesate foarte repede. Și să nu uităm și aici cleanup. Cred că partea cu feature toggling a fost introdusă de Michael Thatcher în Working Effective with Legacy Code. Așa, de conceptul de feature toggling. Și aia e o carte foarte bună. Bun. O altă chestie care am făcut, aplicația, cum v-am zis, aplicația noastră avea și un desktop application. Aplicația de desktop application era un tight coupling de baza de date, de structura bazei de date, adică se mapa și afișa datele din baza de date pe niște configurări. Era ca un database tool, hai să zicem, tool-ul ăla de configurare. Astfel încât noi eram tight couple de structura bazei de date, iar dacă făceam ceva, tool-ul respectiv nu mai funcționa și nici nu puteam să-l înlocuim cu ceva API. Astfel încât am folosit un nou pattern aici, share database, cu database view. Încă o dată, ăsta n-ar trebui să fie first option, vi l-am zis pentru că l-am folosit. În general, creez un schema, creez un view pe baza de date curentă, pe baza de date curentă, astfel încât noile servicii accesează schema, accesează view-ul respectiv. În unele aplicații legacy și mai vechi, până și la customer se dau acces la baza de date sau la alte servicii din, sau alți clienți se dau acces direct la baza de date să-și implementeze ei anumite funcționalități. Pattern-ul ăsta e foarte bun ca să înțelegi fiecare actor, ceea ce folosește, însă să nu pierzi din vedere că view-urile îs read-only. Și atunci, pentru serviciile alea în care noi am vrut să câștigăm cât mai mult timp, importele respective, soluția asta a fost the perfect choice for short term. O altă approach, aggregate exposing monolith, a fost un alt approach care l-am folosit. Am dezvoltat un serviciu în paralel în care accesam baza de date din monolith DB. Asta e un approach mult mai bun ca și database view care l-am prezentat mai devreme, însă nu se poate implementa dacă în monolith nu poți să modifici. De exemplu, primești de la un provider un cod în C# care e gata compilat și nu ai codurile surse. Atunci, approach-ul ăsta nu e chiar cea mai bună modalitate să faci chestia asta. Pe lângă asta, după ce implementezi nou serviciu, iei baza de date sau datele care e owner by de serviciul respectiv și îl tragi afară într-un alt schema, de exemplu. Cum ziceam, poate întrebarea care a pus-o Tudor puțin mai devreme despre ACID, atomicitate, consistență, izolare și durabilitate, se rezolvă foarte ușor în monolit. Dar, de multe ori, tabela respectivă poate fi împărțită între monolit și microserviciu, astfel încât în monolit verifici anumite date și în microserviciu anumite date. Și mergând într-un chain de microservicii, câteodată poate să-ți dea error. De exemplu, HTTP call error. Și atunci, sincronizarea asta între microservicii pot fi în două posibilități. Coregrafie sau orchestrare. Astfel, la coregrafie nu există niciun central coordination service, de exemplu. Adică toate datele sunt trimise în queue și merge ca și un chain dintr-un serviciu în altul. Și cealaltă e orchestration, în care există deja un microserviciu care se face... face orchestrarea tuturor microserviciilor, adică face call-urile la toate microserviciile sau există un chain de call. Mergând mai departe, cum avem micro frontends, UI composition, deși e un subiect, să zicem așa, foarte high, avem și micro frontends, dar și la nivel de aplicații avem undeva la vreo 5-6 aplicații. Însă e folosit de client mai mult, astfel încât toate soluțiile care le dă provide în aplicația lor, da, automat îs renderuite în aceeași aplicație. Adică
tot clientul are o singură aplicație în care toți clienții au acces acolo. Okay. Astfel încât ideea în spatele microserviciilor, lucrând de acasă, ideea în spatele microfrontends e să faci un site, un web app, compus din mai multe site-uri în care fiecare îi deținut, own, de o echipă independentă. Astfel încât să ne gândim că la Swisscom lucrează peste 1000 de developer, poate câteva mii, nu știu exact numărul, și toată lumea dezvoltă frontends. Cum ai putea să sincronizezi 1000 de developer sau 2000, 3000 de developer să facă toată lumea frontends? Atunci ori lua decizia ca să facă un, să zicem, o structură, un iframe la nivel de organizație cu header, cu footer, și toate chestiile, toate microserviciile să fie deployate în iframe. Gen, în stânga ai un meniu și toate datele se încarcă într-un iframe. Și atunci fiecare echipă are un business distinct care, de care are grijă de el, îl dezvoltă și e cross-functional și cu alte servicii. Avantajele, cum le ziceți, e că poți să dezvolți în orice tehnologie. E simplu și decoupled code base, adică poți să lucreze foarte multe echipe. Avem deployment independent și echipele sunt autonome. Bun. Unde suntem în momentul de față? Ok, noi avem 4 aplicații care rulează în paralel, în monolit. Am început să le grupăm în domenii. Însă e un proces ongoing, adică nu poți să reschii o aplicație de genul doar așa că pui din deget. E un proces ongoing. Avem aproximativ de 30 de microservicii cu tot cu frontends în production. Downtime-ul a fost decris la minute. Avem conceptul de self-discovery, service health și așa mai departe. Avem un concept foarte bun, un authorization service la nivel de gateway. În sensul că fiecare call care vine în aplicațiile noastre, vin și înaintea de legacy application, fiecare call care vine în aplicațiile noastre, sunt autorizate la nivel de gateway. Astfel încât downstream services, serviciile de mai jos de gateway, unde e și backend-ul și frontend, în momentul de față nu e backend-ul și frontend-ul, dar o să fie și ele behind gateway, o să primească doar o singură librărie unde userul o să fie deja injectat în aplicație. Pentru asta o să folosim JVT. Folosim asynchronous communication ca să reducem tight coupling între microservicii. Folosim load balancer la nivel de orice microserviciu și avem multiple frontends în production. Pe partea de bază de date folosim Oracle ca și cluster, Camunda ca și workflow engine, Kafka cluster ca și queuing mechanism, Elasticsearch Cloud în production ca și search engine, Splunk în production ca și log search, ca centralized logging mechanism, Prometheus și Grafana pe partea de monitoring și de metrics, LK până up to production, până în pre-prod ca să vedem logurile, Zipkin ca să facem tracing la call-uri între microservicii, Checkmarx e folosit ca și static tool analyze, e mai mult pentru business, Config server ca să păstrăm password-urile și secret-urile și să nu fie în code-based și configurările să fie dinamice. Spring Cloud Gateway ca și gateway, ca și routing. Pe partea de CI/CD v-am zis și Nginx, avem un Nginx în fața tuturor sistemelor. Da, destul de complex. Și cam atât din partea de lucru. Da. Bun. Poate că ar trebui să acum mergem din zona tehnică în zona de oarecum de mindset și de proceduri. Cred că pot zic că pe lângă partea tehnică e de obicei foarte dificilă și în general dificilă când se preiau proiecte din altă parte, tehnologii, librării, coduri necompilabile și tot, și partea de mindset. În general am avut echipe distribuite pe mai multe locații geografice. Cred că de aici se poate deduce că mindset-ul nu era același. Pe lângă asta, erau neavând oarecum development procedure in place și destul de mulți oameni cu oarecare experiență în spate, fiecare știe mai bine pentru că el a făcut înainte de asta un proiect și a funcționat și fiecare avea flavorul lui și cred că cel mai complicat, cred că succesul unei aplicații, pe lângă faptul să ai oameni buni tehnici care să-ți rezolve problemele, îi pare de mindset. Și aici am avut, cred că primul an a fost cel mai primul an de storming în care echipele și oamenii s-au
așezat, da, s-au format și s-au așezat pe aceeași frecvență de lucru. Partea bună a fost că și clientul a avut și a încercat să deseteze un mindset. Și aici, de exemplu, avem un DevOps Carta, prin care cumva se creează un mindset și niște oarecum reguli de colaborare și de lucru în firmă. În partea din dreapta, unde este DevOps Carta, acolo scriu despre de la client, și aici, în partea unde avem pozele cu It's not a bug, it's a document feature, oarecum e un sarcasm. Clientul, am și schimbat, ne-am pus-o ca și o glumă, dar clientul a zis că it does not fit to DevOps Carta și să schimbăm. Și literalmente atât avem schimbat deja. Da, și cumva revenind un pic înapoi, de-aia am și avut training-ul interne, cumva să ne setăm același mindset, mindset-ul de quality. De-aia și GitFlow a fost făcut în așa fel încât să fii quality-driven, adică îți poți testa feature-ul tău și când îl pui un singur commit pe master și la production-ready, deci nu există dev branch în care toată lumea își pușează codul acolo la grămadă, după aia se fixează bug-uri, după aia cumva fiecare e responsabil. Dacă se întâmpla ceva cu feature-ul tău și nu funcționa, aveai 2 ore să-ți faci un fix, asta era cumva setat de noi. Și dacă în 2 ore nu-ți făceai treaba, din orice motiv îți dădeam revert. E simplu. Deci nu aveam o discuție legată că știi că n-a fost vina mea. Era, cumva aveam un procedura, proces destul de clar. Era simplu, da, simplu și clar. Și pe lângă asta, teste, cumva, procedura și verificările automate de SonarQube și toate tool-urile de static analysis, cumva, eu zic că sunt cele mai bune, cel mai bun gardien al procesului, pentru că pe aia nu poți să te cerți. Adică poți să mergi să zici tu ăla că știi, n-am, lasă că știu mai bine, acolo e clar. Când ți-a picat quality check-ul, nici măcar nu poți să dai merge în production. Da. Și pe lângă asta, cumva, ce vreau să menționez, pe lângă asta era nevoie de 2 reviewer ca să facă un review la cod, să se uite peste cod, să vadă că e ok. În general, toată lumea zice că numai seniorii, că numai ăia cu experiență și la noi nu am avut regula asta. Adică am încurajat în special juniorii și cei mai noi veniți în temporei și cei mai vechi să facă cod review. Și în general, există o problemă atunci când faci asta, pentru că un junior nu se poate să dea blame unui senior pentru că ce se întâmplă. Și noi am făcut-o altfel. Dacă îmi găsești un bug, îți dau o bere. Și era literalmente la fel. Deci nu era cumva și am dus-o asta în așa fel încât eu zic că cu succes. De procesul ăsta. Da, da. Exact, dar am avut mindset-ul ăsta de a cumva, nu cumva să dai blame unui senior sau unui cu experiență mai multe, că Doamne ferește ce se va întâmpla. Da. Abia așteptau să schimbăm un cod sau să băgăm bug-ul, să aștepte să reprindă și efectiv nu mă vedeai acolo așa. Cum puneam un pull request, toată lumea analiza direct. Și dai un fel de blame game friendly, adică spargi build-ul, plătești echipei câte o bere la sfârșit de săptămână. Dacă tu rupi build-ul și trec cel, să zicem, build-ul se oprește. Cum zicea Cosmin, nu faci... Nu faci o tragedie din asta. Nu evit ca și ceva rău. Noi priveam ceva rău prin faptul că ajungea pe master și review-urii aveau cea mai mare parte din bine. Da. Exact, exact. Deci ca să, cumva, ca să blame-ul sau vina, dacă un cod ajungea pe master și crăpa din orice motiv, nu prea discutam cu cel care era autorul, ci discutam cu reviewer că why, ce a scăpat. Și pot să vă zic așa oarecum o statistică, ce mai bun cod reviewer erau juniorii, pentru că ei se uita la fiecare mic detaliu acolo. Ceilalți mai cu experiență treceau așa în mare, vedeau, da, ok, it's good. Și eu cred că ăsta e mindset care l-aș setup și cred că l-aș folosi pe oricare proiect, pentru că în general e doar cu beneficii. Și dai un increase de power către junior că și să învețe și să fie atenți la ceea ce se întâmplă și seniorii sau cei care fac codul știu că cineva îi va verifica și vor fi atenți să nu facă vreo porcărie. Că în general când ajungi mai senior, las că știu eu, lipești cu scotch și merge mai departe. Și aici cumva am evitat să facem asta. Și într-o aplicație Enterprise, poate mai bine de menționat, într-o aplicație Enterprise nu funcționează asta cu lipitul de scotch. Pentru că lipitul de scotch nu ține foarte mult. Și sunt aplicații Enterprise de 10, 15, 20 de ani care funcționează în producție și acolo nu prea îți permit să faci asta. Pentru că e ca și la o mașină. Poți să-ți o iei de nouă, știi că trebuie să-i faci service în fiecare an și poți să nu-i faci, pentru că e în costă. Plus, nu-ți bați capul, dar dacă o ții mai mult de 3 ani, exact, s-ar putea să nu mai funcționeze. Exact. Și atunci ai cam ceva, cam așa poți să faci o analogie. Da. Oricum ați găsit o abordare foarte inspirată și cred că e un insight bun așa pentru comunitate.
cum transform ceva ce poate e o presiune negativă în ceva ce devine o experiență pozitivă pentru toată echipa și din care câștigă, e un win-win pe toate părțile. Corect. Exact, e și mai mare când vezi că la al doilea nivel, adică noi fiind de 5 ani în Oradea și având junior, să zicem, primele internship-uri le-am făcut împreună cu Cosmin, okay. Și vezi așa că crescând la 5 ani, să zicem, mindset-ul sau mergând mai departe și know-how-ul și mindset-ul se transferă de la o generație, de la un an la altul, știi? Și vezi că același approach care noi l-am avut cu ei, să zicem, acum 4-5 ani, același approach se întâmplă și mai departe. Și efectiv, acolo este și mai mare satisfacția. Exact. Poți să mă zăbăt la slide, Pat, te rog? Ne apropiem de final, ca să știe toată lumea, mai puțin. Exact. Acum pe partea de SAFe, de Scale Agile Framework, foarte pe scurt, eu zic că dacă dați un search pe Google, găsiți exact diagrama asta printre primele link-uri de acolo. Se folosesc în aplicație Enterprise și nu funcționează la aplicații mici, nici măcar nu recomandăm. Cred că și partea asta de microservicii, cred că eu nu cred, și de aceeași părere cu Vlad, ar fi absurd să spargi o aplicație de microservicii în 10 bucăți când tu ai 3 oameni care lucrează pe toată aplicația. Pur și simplu, doesn't make sense. Sensul de a împărți o aplicație în bucăți tocmai pentru a face mai multe echipe. Și la aplicație Enterprise, dai 50, 60, 70, 80, 100 de oameni, acolo chiar trebuie să faci asta, că altfel nu poți să scalezi echipele. Da. Eu la aplicații mici aș evita asta și doar în anumite situații foarte, foarte, foarte clar definite aș împărți o aplicație în microservice. Da. Foarte pe scurt, product owner, Scrum Master erau de la noi, de la Fortex sau de la client, de la Swisscom sau de la Fortex. Aveam un program increment care se numește PI de acolo și vine partea asta, o planificare pe 5-6 sprinturi, sprint fiind 2 săptămâni. Aveam de 20 de planificare care trebuia, pe lângă faptul că îți planificai feature-urile, trebuia cumva să spui și obiectivul. Și care era obiectivul? Păi vreau ca performanța pe import recrutare să fie mai bună, adică să scadă de la 17 ore, importul să scadă la 5 ore. Ăsta era un obiectiv pe care ți-l setai. Așa? La început nu aveam, dar după aia am început să avem un fel de solution architect. Ce solution architect? Nu să ia tehnice, să ia oarecum semi-tehnici și de business, care merg, discută cu business-ul și fac acolo niște flow-uri care are o legătură oarecum și cu partea tehnică, înțeleg ceva, dar vin cu niște informații pe care echipa de development poate să le rafineze. Acolo de obicei există o confuzie între solution architect și un software architect. Și de obicei tot încerc să le separ pe cei două. Software architect e omul care știe să-ți facă un cloud și știe infrastructură și știe cum trebuie să funcționeze lucrurile. Și un social architect e cel care știe pare de business și știe un pic cum se pretează pe zona de... Cum se traduce în tehnic. Exact. Strong connection with team in all areas. Asta cumva, din nou zic, cred că într-un scale, Agile Framework e foarte important parte de ownership la cine îi. Chiar dacă îi mindset-ul îi, că toată lumea poate să facă de toate, it's not true. Deci asta cumva să se scoată, dar nici să nu fie cumva că eu fac numai partea mea. Eu zic că fiecare poate să facă ceva foarte bine și cunoaște ceva din cealaltă parte un pic mai mult decât nimic, să zic. Și atunci cumva, cât timp parte de ownership e clar, atunci eu zic că funcționează bine. Cât timp poți să fie ceva genul toată lumea responsabil, it does not work. Pentru că ownership-ul înseamnă special la nivel de feature. Ți-ai un feature, fiecare echipă să-și ia feature și să-și ducă la bun sfârșit. Da, exact. Și aici mergem mai departe cu ce a zis Cosmin. Sunt feature-uri distribuite între echipe. Și ce am descoperit în timp, că feature-urile distribuite în echipe, dacă nu există un owner pe ele, nu ajung la final. Adică am avut un exemplu negativ în care un feature a ajuns la sfârșit și și-a dat seama că podul nu se intercalează peste râu. Da. Pui un exemplu în care îți dai seama, dintr-un feature de gen, nu că ceea ce a zis Cosmin trebuie să fie. Ai un feature, indiferent dacă merge în mai multe echipe distribuite, există un ownership care verifică că procesul și vorba vine, că podul se întâlnește peste râu în același loc, nu că unul merge într-o comună și unul la alta și nu mai se intercalează. Exact. Și cred că cel mai important, chiar dacă e ultimul bullet, dar cred că cel mai important e de quality mindset, pentru că în momentul în care ajungi să pui junk în producție, atunci apar problemele. Junk sing, junk sap.
Exact, exact. Și doar ca să zic aici, de ce le plac developerilor proiectele noi? Pentru că sunt proiectele în care de obicei e greenfield, adică e un proiect nou și nu se vede nicio greșeală în următorii 2 ani de zile. Și pot să facă ce vor și am impresia că e the best approach they did și bineînțeles că se plictisește și pleacă și trebuie să vină altcineva să repare. Și abia atunci își dau seama cei care preiau care sunt problemele. Și de-aia cumva am vrut să prezentăm partea asta de legacy și de preluare, ca să vadă că de fapt au fost developeri dintre noastre care au lucrat și noi am preluat munca lor. Și cam așa trebuie să te gândești că și altcineva să preia munca noastră și să spună că nu e foarte ok. Deci cam așa. Poți să pui următorul slide, te rog, Vlad. Ok, ok. The Current Team Organization. În momentul de față avem un proiect, proiectul cel mare, care e Allegro și pe care l-am prezentat. Undeva la 70 de persoane lucrează pe el, atât developer cât și ceilalți Scrum Master Product Owner. E cel mai mare proiect. Avem încă câteva proiecte adiționale, gen MSD, Maestro, WSG și Omnichannel Customer Experience, în care lucrează, sunt echipe mai mici, dar cam toate se integrează, doar să văd, toate se integrează sub aceeași umbră. Adică noi ne integrăm cu ei, ei se integrează cu noi, ca să zic așa, și deja acolo îi apar încet, apar mici probleme și de-aia de obicei sunt meeting-uri de escalare. Cred că o bună paranteză aici și un remark, toate proiectele astea sunt venite de la același client, sunt mult mai multe proiecte în roade, dar proiectele astea au venit de la 4 oameni. Adică, e foarte bine că era o întrebare mai devreme că dacă ar trebui că au fost costuri adiționale. Nu au fost costuri adiționale, însă calitatea softului care l-am livrat ne-a ajuns să, au ajuns să avem undeva la, la vreo 70-80 de developer, nu numai în Oradea, și în Cluj, care lucrează pentru softul respectiv. Adică, definindu-ne calitatea, observăm că au venit mult mai multe proiecte la noi și avem un direction, un roadmap bun. Corect, corect. Și pe lângă asta, cred că oare ce e de menționat, că asta era o altă chestie, ce de menționat e faptul că poți să scalezi de la 4, 5, 6 oameni, să scalezi la 60, 70 de oameni, vorbesc de fapt aici mai mult de 100 de oameni, fără să întâmpi probleme de scalabilitate. Și cred că toate procedurile deschise anterior, tot felul de lucru deschis anterior, e cumva un foundation ca să poți să faci asta pe mai departe. Deci nu prea poți să faci asta fără să ai un quality mindset, fără să ai un DevOps carta în minte, fără să ai organizare după o metodologie în care oricând poți să te întorci dacă sunt probleme. Poți să mulți la următorul slide, rău? Ok, așa, doar foarte, foarte pe scurt, ce puțin la Fortec, suntem 60 de oameni doar de la Fortec, care lucrăm pe toate aplicațiile astea. Ca și technology stack, sunt mult mai multe aici, am pus doar Java, Opteval, JSF pentru front-end, relații Search Angular, Kafka și tot ce a fost numai mai sus, tools, flyway și tot ce ține de partea de infrastructură. Ce avem? Avem mix teams. Eu zic că ăsta e un challenge. Cumva aici dacă ar fi să aleg de fiecare dată cum să fac echipele, le-aș face geographically located. Nu aș face două echipe care se separate geografic. Chiar dacă acum se lucrează remote, se lucrează pentru că echipele au fost omogene și au fost în aceeași locație. E foarte greu să omogenizezi echipe din locații diferite pentru că mindset-ul diferă și e greu să-i tragi în aceeași direcție pe toți. Și problemele au apărut tot timpul când au fost mixed teams. Acum, noi toți suntem mixed teams cu clientul și tot, asta e altă discuție. Vorbesc de mixed team la un nivel poate mai jos, în care sunt în mai multe locații și acolo deja apare problema. Cam atât. În rest, cam avem 30 de microservicii în producție, asta după 3 ani de zile. Cred că unul dintre chestii care poate ne putem mândri, zic eu, sau care țin de ceea ce am făcut, îi pare de critical issues în production. În general, ei din primul an ne-au pus că să avem mai puțin de 10 issue blocker în production. Cam ăsta era la ei targetul. Yeah. Și targetul ăsta, de fapt, noi l-am adus cumva foarte, foarte, foarte jos. Orice alte incidente sunt în producție, nu sunt din cauza software-ului, ci din cauza altor probleme. Linie de cod au crescut, peste 2,5 milioane de cod, linii de cod. Code coverage-ul a crescut ușor, e foarte greu să crești code coverage-ul overall, e foarte greu să crești, chiar dacă adaugi pe nou cod 100% sau 90% sau 110%. Ca și firmă, acum vedeți, peste 20.000 de angajați, cifră de afaceri peste 1,6 miliarde de Swiss franc. Softul nostru pe care lucrăm produce undeva cam la 1 miliard. E pentru large business
companies folosit. Da, de asta discutăm despre enterprise. Da, cam atât. Ok. Dacă sunt întrebări din partea celor care ne urmăresc, mulțumim că ați fost cu noi pentru atâta timp. Majoritatea dintre voi ați rămas cu noi. Puteți să puneți întrebări în următoarele câteva minute, 2-3 minute, pe oradateca.ro/live. Ne cerem scuze. Da, Vlad. Ne cerem scuze că o durat așa de mult, povestind așa 3-4 ani. E mai greu să-i concentrezi în 2 ore. Ne apucă și pe noi un pic nostalgia, așa, și cum și action-urile care au fost făcute în perioada asta sunt foarte multe. E foarte greu să le grupez în 2 ore. Am crezut că o să fim mai rapizi puțin, însă cred că ne apucă și pe noi puțin nostalgia. Și ne aducem aminte așa cu drag cum am fost plecați în Elveția o lună, am stat acolo, mergeam la client și toate pociurile astea, tot cu alăturile și făcând și mai departe. Mindset-ul, cum am trecut la 80% code coverage, să nu credeți că a fost un proces foarte ușor. A început să se escaleze, că nu mai poți să implementeze feature-ul, că durează prea mult. Dar pe long term ne-au arătat că mergând în quality, cu mindset-ul de quality, implementăm la fel de repede și chiar nu avem bug-ul. Dar la început a fost așa o discuție de aia, numai se plângeau la client unele echipe, cum, de care zicea și Cosmin puțin mai devreme, mindset-uri diferite, să zicem, care erau în alte locații, ca ziceau că nu putem să ajungem la targetul de 80% sau nu putem, că nu mai putem implementa feature-ul, clientul se plânge de noi că nu se reuși. Însă în timp s-a dovedit a fi mult mai bine roadmap-ul pe care l-am ales. Da, exact. Cred că e un case study de urmărit pentru cei care vor să intre sau sunt în proiecte enterprise în momentul ăsta. Și e de învățat și pentru cei care sunt în proiecte mai micuți acum și care poate la un moment dat se vor întâlni cu astfel de probleme sau de situații. Momentan văd că nu avem nicio întrebare, mai așteptăm 2 minute pe oratechhub.ro/live. Supplier-ul, astfel încât voi, dacă dezvoltați la momentul de față o aplicație mică, în timp aplicația aia poate să devină mare și s-ar deci, putea să... Deci dacă se luau anumite decizii mai bune în trecut, se ajungea chiar la direcția în care să nu mai trebuiască să fie microservices? Cu certitudine. Cred că de menționat foarte pe scurt, așa de menționat, e că am implementat un caching system. După ce și-am dat seama că ăla nu e suficient pentru că deja mânca foarte multă memorie, deci ajungea la aproape 200 de giga dacă se făcea un import, doar că făceau caching local. După aia am implementat Elasticsearch-ul, am implementat un read model pe baza de date, după care am implementat Elasticsearch-ul și deciziile de aia, zic, au fost lipite cu scojde sau cu fast fix, care la momentul respectiv era potrivit și you either go in the right way, you either don't, nu prea există middleway. Și acum face clean-up la toată porcăria. Da. Hai să zicem așa, am scos soluția de caching și a funcționat aplicația mai bine. Exact. Exact. Da. Exact. Bun, dacă nu sunt alte întrebări, nu știu, avem pe Facebook sau în altă parte mai pus cineva întrebare. Vă mulțumim pentru atenție. Cosmin, Vlad, vă mulțumim foarte mult pentru experiență, pentru ceea ce ne-ați prezentat, pentru insight-ul pe care l-ați adus comunității. Sperăm că și pentru voi a fost o experiență plăcută. Și mulțumim. A fost o experiență plăcută. Eu am votat 5 din cauza setup-ului, nu din cauza prezentării mele. Îți mulțumim foarte mult și sunteți da, foarte cred că avem acum un poll tot pe oratechhub.ro/live. Puteți să votați cât de mult v-a plăcut webinarul pe care l-am acum. Dacă ați întâmpinat anumite probleme tehnice, ne pare rău. Dorim și suntem tot mai buni de la ediție la alta. Dar așa ca și calitatea informației, vă rugăm să ne spuneți cum vi se pare prin acordarea steluțelor. Și ne puteți scrie și personal feedback dacă aveți, ne puteți da o recomandare pe pagina de Facebook. Apropo, vă invit să ne urmăriți pe pagina de Facebook, pe contul nostru de Instagram, pe contul de Instagram și dacă
încă nu ați dat subscribe la pagina asta de YouTube, vă invit să mergeți acum pe YouTube, să căutați Oradea Tech Hub și să ne dați subscribe, pentru că toate materialele acestea și de genul acesta vor fi puse și acolo și le puteți urmări mai târziu. Apropo de materiale pe care le producem aici, vom avea în 18 noiembrie, adică săptămâna viitoare, miercuri, un nou webinar cu noi invitați, unde sperăm iarăși să vă aducem informații de calitate din care putem să învățăm cu toții. Vom vorbi despre cum construim Cloud Native Application cu cei de la Oracle for Startups. Alex Neagu, Solution Engineer Leader, Engineering Leader pe partea de Europa de Est, va fi alături de noi împreună cu Răzvan Diaconu, care este Regional Territory Manager. Cred că vor fi subiecte interesante, de aceea vă invit miercurea viitoare în 18, fiți cu ochii pe pagina noastră de Facebook pentru detalii și vă așteptăm în continuare alături de noi. Încă o dată, Cosmin și Vlad, vă mulțumesc pentru prezența în cel de-al patru webinar pe care îl avem noi aici la OTH. Ține legătura și toate materialele le vom trimite apoi pe mail celor care s-au înscris la newsletter. Până data viitoare, da? Să vă spun la ultima întrebare. E vorba despre Saga Patterns și există două posibilități, coregrafie sau orchestration. Pus cineva o întrebare acum. Nu se asigură că în sistemele distribuite, că procesele care acoperă mai multe domenii sunt executate corespunzător. Este un pattern, se numește Saga Pattern și poate să fie orchestration sau coregrafie. Orchestration când există deja un sistem care verifică toate call-urile făcute ok, sau coregrafie când call-urile merg efectiv dintr-un sistem în altul. Ca și monitoring foloseam Zipkin ca să vedem call-urile făcute. Super. Da. Opus acum, de două întrebări respectivă și da, mulțumesc Vlad pentru intervenție. După cum spuneam, foarte mult insight, foarte multe informații valoroase, care cred că vor putea fi digerate din moment ce o să avem și înregistrarea pusă pe contul nostru de YouTube și Facebook, unde vă invit din nou să ne urmăriți. Până data viitoare, adică în 18 miercuri, eu vă zic o seară frumoasă. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Salut!